discuția o ținem informală. Surpriză, surpriză. E Cătălin și Damian împreună, a fost un pariu, de-aia și făcut asturul ăsta cu Eminescu, pe care probabil că deja l-ați văzut. Am venit să ne luăm bani de la Cătălin. Da. Vreau ziua să trăiți. Cum era cu nația? Trăiască nația, sus cu ea, că așa trebuie, exact, să ne salutăm, nu? Sau mai recent, sus patria, jos mafia. Da, scris pe perete. Iisus, vine, fă-te că lucrezi. Așa, așa, așa. Ca să fim. Am primit și un cadou, să putem să băgăm și plasare de produse, da? Da, da, da. Merge și plasare de produse. Publicitate vă rugăm, da, frumos, oricând. Da, uitați-vă cât e de Șerpărește, cimitirul Belu, dar e cimitirul Șerban, vodă Belu din capitală. Adică, gândit oamenii, SEO, CEO, MEO, da. E trecut și poetul național, acum ca să facem o dreptate, noi n-am pus niciun pariu la ultimul podcast, a fost o provocare pe care mi-ai lansat-o, da, de realizat tur pe urmele lui Eminescu prin, corect, București. Și apropo de sfârșit, că deja m-am aprins, nici n-am început bine, hai, și m-am aprins. No, e cazul să iau întărit. Ce nație, e tot cu 16 iunie acolo, nu? Ultima dată eu am fost în 2017. Tot, la, tot așa. Ce nație poate să aibă un scriitor, un poet național, un Luceafăr, un Ostea și așa mai departe, care să nu aibă trecută bine data morții? Aici, uite, de când ne-am văzut ultima, da, oară, eu m-am mai tot uitat. Unul dintre cei mai avizați cercetători, știu ce o să Augustin spui, Zene Pop, spune că actul lui, certificatul, da, de deces, e trecut la 3 dimineața. Da, da. Deci e ziua calendaristică următoare. Perfect. Da, toate cât dicționarele, știu, cutare, cât dau... știu astea? Sau măcar, dacă ești băiat deștept, scrie treaba asta. Dom'le, în percepția colectivă populară este 15 iunie. Da. Orice copil de clasa 5-a, 6-a, dacă a trecut pe la școală și i-a plăcut română, limba română, știe că e 15 cu 15, că e ușor, da, 15 ianuarie, 15 iunie, și, exact la 6 și el se duce distanță acolo, întâmplător îl scoate Waze-ul pe taică-sul pe acolo, că nu cred că se mai duce cineva. Slabe șanse. Nu vrem să jignim, dar în primul rând că noi zicem șuțul în continuu. Da. Nu? Adică e șuțul, 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 șuțul. Și în primele tururi tot cu șuțul îi trag până când reușește. Da, până îi zici șuțul. Bun. Dar tu ziceai că e corect și una și alta. Cum e până la urmă? E corect și una și alta sau e doar șuțul? Nu. În concepția populară e șuțul clar. Când m-am uitat pe documentele vechi, e șuțul. E șuțul și suțu. Explicația e mai simplă. Ăștia-s grecii, nu poți pronunța și. Și. Dar pe de altă parte, dacă vii la noi, ți-ai hate clar. Bună ziua, bună ziua, vedeți că e șuțul. Suțul. Hai bă, dă-i drumul de aici cu șmecher, deșteptule. Cum era reclama la Radio Guerilla, Casa Patapievici, e bine că ești tu deștept, mă. Bine că ești tu inteligent, mă. Da, știți, da, da, da. Vezi că este Palatul Suțu. Ai bine, mă, deșteptule și șmecher. Da? Dar pornind de aici, chiar încoace când veneam, mi-am adus aminte de o glumă ca să începem cu începutul și sfârșitul. Nația română are prima meserie, nomenclatorul meseriilor, aburitor plută. Deci prima meserie, fără să jignim oamenii, că știu ce fac ei, fa, mă, dar prima meserie a nației române, Coducaen, este aburitor. Și atunci noi vrem ca pe placă acolo să scriem. Sau vii exact cum spuneam, o faci un picuț mai mică și scrii. Dom'le, în percepția populară 15 iunie, dar pentru că lucrurile s-au întâmplat la 2.05 seara și ăla a scris la 3.00, hai să o lăsăm cu 16 iunie. E ciudat. Da, așa ar fi fost. E corect. Ciudat să vii să da? Să-ți duci copilul și ăla să zică, cum vă 16 iunie, că e 15. Nu, tata, fii atent. Deci el, pentru că a fost la 2 noapte și așa mai departe. Dacă este corect, așa cum spunem noi, că e 2.05 și 3 scris ăla, perfect. Nu putem de natura, dar las-o cum e, că m-am de la început. M-am, da, da, nu, foarte bine. Oricum, uite, am constatat practic în teren că două treimi din locurile legate de memoria lui Eminescu n-au niciun fel de semnalizare. Da. Că lăsăm la o parte, corect, că nu mai ai edificiul propriu. Uite, mai e asta de aici, la doi pași de noi, da? La doi pași de noi scrie, aici este clădirea în care Mihai Eminescu a lucrat ca redactor la ziarul Timpul, 1877-1878. Da, Palatul Dacia. Perfect, corect. Mă, dar ai mai încolo. El s-a mutat, nu? Că s-a mutat în anul, pe strada Academiei, pe Șelar, pe nu știu ce se mutase redacția zilei. Pe Șelar, mai încolo, în linie dreaptă, cred că sunt 100 de metri în linie dreaptă, ai altă placă, unde zice, aici a lucrat Eminescu ca redactor 1880-1881. Da. Nu poți să le unești pe astea două să faci trimitere, să ducă omul și acolo, pentru că eu dacă mă duc doar aici la Timpul, pe colțul unde... Am plecat acasă. Ăla e... E o mega imagă alături, simigeria mica, da, și am plecat. Clădirea închisă. Bun. Dar punem un link, exact cum sunt în astea în online. Nu vreți să vă duceți 100 de metri mai încolo, pentru că Eminescu nu și-a terminat toată activitatea lui. Scrie puțin, nu cât vorbim noi acum. Aici a lucrat, el a fost redactor 4 ani, sau 5 ani, cât a fost, 4-5 ani. Perioada lui se împarte în mai multe... Exact.
apartamente, căsuțe trei, cu tare. Trei ar trei. Fi locurile cele. Nu mergem și colo pentru că e foarte aproape, adică nu-l trimiți de aici în Pantelimon, bă, în centru istoric, ăla se uită la ceea ce fac o oră jumătate, bă, las, nu mai mă duc. Toate sunt aici grupate. Nu. Omul ăla a venit și a făcut treaba, a pus placa, 79, 8, 79, am plecat acasă. Ălalt în partea altă și a făcut treaba și el, a zis 80-81, aia, noroc, v-am pupat. Știți, bancul ăla, l-am mai zis, bancul ăla cu o bătrânică, stăteam față la Piața Romană, la aștept autobuzul. Vin doi tipi de ăștia de lângă ea, de la ADP, de la ce sunt, pac, să dau jos, unul sapă o groapă perfect, un metru pe metru, unul așteaptă 10 minute, o astupă perfect la loc. Pac, să duc mai încolo, ăla face iar o groapă, da, perfect, un metru, ăla o astupă. Ea zice, mă, mămică, am prins războaiele mondiale, am prins cu războiul de independență, astea, dar n-am văzut în viața mea așa ceva. Trebuie să existe o explicație cu voi că, da, zice, există. Noi suntem o echipă de trei. Un băiat care sapă groapa, eu, un băiat care pune copacul și un băiat care astupă la loc. Ăla cu copacul e bolnav azi. Noi nu muncim? Nu știam. Nu? A zis, păi noi nu muncim? Exact așa și ăștia. A zis, eu am de pus o placă aici și ăla are de pus o placă acolo. Da. Le-am pus? Da. Hai noroc. S-a terminat treaba. Da, dar nu putem. Nu, nu-i treaba mea. Lipsește ăla care pune link-ul sau care... Vedeți că mai e unul între noi pe strada Academiei. Nu știm băiatul ăla dacă muncește asta sau nu. Măcar adică... acum să le spunem noi oamenilor care ne urmăresc. Că într-o plimbare de o oră, nu atât, faci mai mult, rezolvi. Covaci 14, Lipscani în spatele nostru, Carul cu bere, menționăm lucrul ăsta, este singurul restaurant încă în ființă unde a luat masa și Eminescu, chit că a avut o sincopă de funcționare, dar e pe același loc. Corect. E aceeași arhitectură, adică te uiți la ce s-ar fi uitat ipotetic și Eminescu. Corect. Și după aceea, dacă e în sus pe Calea Victoriei, găsești Casa Vanic, e în diagonală, da, de la Hotel Novotel, da, Clubul, da, Conservator și redacția ziarului Timpul, că acolo a adică fost. Sunt principalul loc de activitate, Hotel Novotel, fostul Teatru Național, unde a lucrat prima oară Mihai Eminescu, vis-a-vis de ele, fostul Hotel Hub, unde a trăit prima oară. Dacă o iei prin pasajul Victoria și ieși în spate la Institutul de Arhitectură, la Biserica Corect, prin pasajul ăla. E Hanul Mircuș, una dintre ultimile locuințe, era Hanul Mircuș, una dintre ultimile locuințe. Dacă mergi un pic spre Ienei, vis-a-vis de Intercontinental, găsești locul unde a fost familia Kremnit și Carol Pop de Zatmari, în casa căruia la fel a stat Eminescu. Și dacă începi să mai urci un pic pe Victoriei, treci de Palatul Regal, unde erau Imperial și Kübler, cafenelele pe unde... Șmecher, Kübler, șmecherie. Stătea șmecherie. Papa Kübler, primul din București, care a adus cafenea stil occidental, inclusiv cu publicații din străinătate pe care le dădea gratis la clientelă. Ceea ce pe vremea aia, deci era marketing, exact... Marketing ești, de acum 100... Ești abonat la Reuters, că ăia te sună întâi pe tine. Da. Șefule, uite, vezi că se întâmplă asta. Noi n-am dat-o încă pe post. Corect, corect. Așa? Și le sfăiau ziarul cu deci, era marketing digital. Exact. Da. Da. Era forma veche de scroll. Da, da. Hai de pagina era asta. Hai, deci tu pagina e? Nu era asta? Așa, poți, pagina? Poți să treci în fața ADN-ului român să vezi principala statuie a lui Eminescu până astăzi în București. Și dacă te mai duci un pic mai sus pe Amzei, găsești la blocul Eva, dita mega imagine de pe Magheru. Corect. Unde a salutit tu mai aia crescut. Cred că este cel mai bine făcut. Ca amplasament? Da, și pusă plăcuța aia. Dar de ce? Că mi se pare că e un BRD acolo. Adică este sponsorizat, da, de BRD aia. Da, 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 da. De statul român. E trecut și Ministerul Culturii, păi, nu că încerc eu să iau apărarea, dar... Da, dar așa ar trebui făcute. Eu mai mă plimb în Botanică. În Botanică n-a avut niciodată, sectorul 6 nu are niciun muzeu. Nu a avut și nu va avea niciodată niciun muzeu. Trăiască, știm că suntem colegi. Da? Adică o dau ăștia cu Muzeul Simțurilor, de te întins tu pe patele, patul ăla de cuie, n-a fi zis, vale, uite că nu mă doare, că m-am întins așa. E un muzeu frumos și cu tare. A, te uiți, tu ești gras cum suntem noi, el te face slab. Uite, bă, că avem un muzeu, te uiți într-o oglindă și mai avem ăla cu ferestroica de a adunat unii 5 relicve de pe vremea lui Ceaușescu, uite cum se trăia până pe vremea lui. Da, e cum e la ăsta din centrul vechi de aici, Muzeul Chiciului, okay. Așa au făcut. Bun, astea sunt două muzee. Acum băieții șmecheri zic, bă, hai să asimilăm și Cotroceniu, că acolo e sectorul 6, că zice-se că vine de la Dâmbovița în sus, adică vezi, da, doamne, în militar, la noi acolo așa, este prevăzut Muzeul Cotroceniu, că mă bufnește și râsul de... Da? Bun, deci noi ăștia șmecherii din militar avem și Muzeul Cotroceniu. Bun, dar ce... și Grădina Botanică e prevăzut. Grădina Botanică a fost întuneric beznă până acum câțiva ani când au venit ea de la Apa Nova să facă lumina. Deci ea e și un pic joc de, așa, de ironie. Deci ea de la Apa Nova pun lumina în Botanică. Până atunci statul român, cine e? Universitatea, că bănuiesc că de... Nu au putut spune 10 stâlpișori. Ea ține până la 8 seara, dar la 6 toamna se întunecă. Cam trebuia să ieși un pic. După care ești... Exact. Și au venit aia și au pus. Deci asta zice, deci casă pentru Emine. Ok, dă bine și pentru ei, ești un pic de PR. Dar tu vii și spune ăștia de la BRD plăcuță cu Eminescu?
Adică tu nu poți să faci treaba asta. Bă, niște plăcuțe de lemn, doamne, iartă-mă, că sunt niște chestii așa. Nu costă. Nu costă. Câte trebuie, mă? Băi, stai, mă, că ne bat unii la cap, fac ea podcast-ul ăia, 2-3 nebuni. Câte dracu plăcuțe de astea trebuie, mă, spunem în tot București? 15, fratele meu, cu totul. Cât de mare, mă? Fă, bă, le-și tu, bă, 20 pe 20. Fă, bă, dracu, 20 de plăcuțe din astea, așa de lemn. Cine le scrie, mă? Corect. Și atât, o dată trebuie. Odată, da, că nu le numerotează-le ca să înțeleagă, exact, omul că mai sunt. Bravo, pune un QR code în dreapta jos mică, ăla să ducă cu telefonul, că la toate astea e QR code, la toate drăciile. Pune așa și ăla zice, aha, deci mai am 200 de metri până la plăcuța 2, hai să mergem și până acolo. Eventual, nu știu, creează un traseu virtual ca la mall. Ești aici, mai ai, exact, alea. Exact. Eu am terminat Cervantesul, liceu. Și ăsta era la Plevne, unde întorcea 20. Eu plecând spre serviciu, că am lucrat de la 16-17 ani, adică după ce terminam liceu, mă duceam, mă suiam în tramvaiul 20, da? Ăla trecea, începea să ia calea Berzei așa ușor, urca Piața Matache ca să se ducă spre. Și acolo era hotelul Marna, da? Ăla. Corect, ne-am oprit acum la Buzești 5. Bun, mai e ceva, nu mai e nimic acolo. Nimic, e parcarea unei clădiri de birouri. Și era casa aia acolo, da? Unde zice-se că s-au iubit prima dată Mihăiță și cu Veronica, nu-i, sau prima, nu-i prima dată. Dar acolo, da, singura în București. 82, cred 2, că e. 10 și 16 februarie. Bun. Acolo nu mai e casa. Eu n-am mai prins-o. Eu treceam tot timpul acolo și acolo era stație de tramvai și vedeam. Da, pe vremea lui Ceaușescu era, nu cred, ba da. Și pe vremea lui Ceaușescu am înțeles că aia trebuia să fie demolată undeva prin 1973. În 73 au făcut protest academicienii, da, au făcut lanțul. Pe vremea lui Ceaușescu să faci treaba asta înseamnă că ești mecher. Băi, venim, facem lanțul uman, nu prea știam ce e aia cu lanțul uman. Și au lăsat-o. Bun, acum sunt răutăcios. Dacă era să fie orice altceva acolo, ar fi băgat. Băteau în un ciocanel așa și puneau o plăcuță și zicea pe locul acesta, că se poate, da? Și aia era. Ca să fim sinceri, era nenorocire acolo. Era o nenorocire, era cinema, ce cinema e la Feroviar parcă pe colț, da, sau Griviței, sau Feroviar parcă era pe colț, unde era Șobolanul luptă dreaptă cu Mâța, adică o punea parte în parte șoarecul, da, cu Mâța. Cred că ăsta avea pe frontispiciu o sculptură din asta mai obscenă de toată lumea, zicea că e Maria Tereza cu armăsarul. Da. Da. Să vehicula că acolo e... Fusese și o librărie șmecher acolo și bun. Dar vreau să zic, arăta, Marna era hotel de ostea. Da. Nu mai putea trăi în 2000. Le dărâm, le demolez, faci diametrala ce au făcut ei, Victoriei Uranus și așa mai departe. Dar tu nu mai lași nimic în loc? Hai, adică eu am trecut acolo și am văzut cum se demolează, se degradează cu ochi. Adică nu mi-a povestit cineva, te suiai în ăla, te mai uitai pe partea stângă, hop, dispărea ceva, hop, dispărea ceva. S-a făcut frumos, arată ok acum, dacă faci abstracție de ce-i pe stânga și pe dreapta, adică când da casele alea. Chiar vis-a-vis. Bun. E o clădire barocă, cu niște cariatide la geamuri. Aoleu, cum e aia? Părăsită. Să plângi. Exact. Cred că nu-i părăsită, că pare să mai existe aia. Locatari. Dacă are niște antene din astea, da, pălării de astea, oale, e de plâns, ligiane. Starea de degradare, o clădire care ar fi bijuterie. Da, frumoasă, rău aia acolo. Da, da, mă rog. Bun, și ziceam, măi, acolo, dacă ar fi fost orice alt tip de construcție, venea unul cea pe acest loc, a existat casa în care Eminescu și Veronica Micle și așa mai departe. Dar noi nu facem nimic. Nimic. Pe de altă parte, nu știu dacă noi trei putem face ceva. Adică tu cred că trebuie să te duci la minister să schimbi plăcuța cu 15 iunie sau să pui alta. Că cred că te bagă la vandalizare de din asta. Da, adică să trebuie să plăcuțe unde nu sunt cătă. Asta, adică da. Comandă noi niște umbla plăcuțe. Un băiat, nu umbla un băiat, da, cu... Umbla un băiat, da, cu... Același băiat care pune coduri QR în belul. Același este? Același toată stima e, pentru el. Eu îi fac publicitate, e Iulian, da, Tănașcu de la Călător prin România. Omul umblă de bezmetic pe toată el țara. El pune astea cu monument istoric și cu toate astea? Da. Plăcuțele alea așa? Dacă știi, vorbește cu el, plătesc eu plăcuțele și să le punem. Uite, acum eu o să fie și apelul public și eu o să-l caut să facem... Nu e o chestie nu e o chestie de ipocrizie, știi? Că lumea ar putea zic, băi, voi vreți să faceți reclamă. Cu ce mă faci reclamă, mă? Cu o plăcuță pusă pe monument istoric? Power by Damian. Da, exact, da. Cu siguranță să-și apărem eu sau tu pe afișe la următoarele alegeri. Exact, da. Domnule, ăștia au pus 6, au bilitat să pună 6. Sau domnul Sorin, eu știu că el își dorește, da, de o viață întreagă asta să candideze politic. Să fie președinte, da. 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 La ce interesează apoi artea pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube? Zice, ai ceva interes ascuns, exact, nu înțelegi. Nu poate în România, da, da, da. Nu, unde mentalitatea bați? Valată exact cu aburitorie, da, da. Băi, de ce te interesezi? În toate podcasturile vorbesc despre, domnule, unde a ajuns sportul românesc, faptul că n-avem bazine, n-avem sân și așa mai departe. Unul sau doi mă ceartă. Băi, tot iar a venit ăsta, mă, cu n-avem. Băi, să știi că sunt bazine olimpice. Și răspund în comentariu. Zic, bă, după știința mea sunt trei bazine olimpice în România. Unul este închis de la Târgu Mureș,
Unul ați dat drumul acum vreo 3 luni de zile, că a fost concurs la Autopen, că nu-i dădeați drumul nici azi, și mai este încă unul. Din astea 3, astea, unde facem performanță? Tace din gură, nu mai ce nimic după aia. Dar la început, băi, du-te bă de aici, că habar n-ai cu câte știi, bă, câte bazine sunt. Noi vorbim de performanță, nu să mă duc eu să dau burta jos, că mi-a zis, Oprișene, tot timpul ești negativist, bă, nu, spun. Ce vorbi și ca să dau burta jos, îmi convine și mie să am un bazin, nu să mă plimb într-o căldare. Da? Și a zis, păi tu știi câte ligheane s-au dat? Păi zic, asta e ideea, mă, îți dăm drumul la ligheane. Ștrandin și la mine pe overturii, dacă îl speli un pic și dai o vopsea albastră, îi dai drumul, îți dă o ligheane acolo, unul de copii și unul. Da. Asta ne trebuie? Cum poți să vorbești de performanța la ștrand? Asta, bă, așa, iau 3.000 de bucăți în Italia. Păi da, mâna, ne comparăm cu Italia. Țapa, apa, nu e bună nici la genunchi. Ca să nu ne ducem prea departe cu discuția. Da. Țin minte din ultimul podcast că ne pregăteam să ne batem în parcare pe Spitalul Brâncovenesc. Acolo n-am fost de acord cu tine, chit că era dărăpânată clădirea. Aia era clădire monument. Din punctul meu de vedere, aia merita menținută. Dar la și acolo eu, Cătălin Oprișan, suntem în acord. La Cătălin Oprișan aveam o etate de 8 primăveri. Era șobolanul atât. Bine. Acolo prindeam șobolanii. Acolo era... În Belu s-a putut. Deci dacă în Belu s-a putut, s-au eradicat șobolanii. A fost simplu, dezinsecție. Pe de altă parte, uite, mă uit cum arată colțea... Deratizarea, să zic. Cum arată colțea în ziua de astăzi. E la 1710 făcuța. N-are nicio treabă cu ce era la 1710. Nu, vreau să zic, și Brâncovenescu, nu? Doamne ferește lumea să nu înțeleagă că noi milităm, sau eu milităm să fie demolat, dar... Era la făcut, avea 200 de ani. Renovat prin prisma, inclusiv că era capodoperă de arhitectură, că era făcut, era arhitectură de arhitect, da, cu semnătură. Da. Așa, și până ce simboliza el, că totuși era clădirea principală legată de istoria unei dintre cei mai mari familii. Dar cine trebuia să înțeleagă asta? Cine trebuia să înțeleagă asta? Am dar trecut... la Eminescu, în schimb, sunt perfect de acord cu tine. Niciuna din casele unde a locuit Eminescu pe București n-au fost vreun monument de arhitectură de ceva. Erau niște maghiernițe, da, majoritatea. Puricoase, grasioase. Că el săracul n-avea două dun leu, unde să stea? Proase, da, unde, într-adevăr, de casă propriu-zis, dar are rost să ții. Dar eu zic că orice om, apropo de ce zicea domnul Sorin, orice om din lumea asta, dacă tu te duci acum și îi spui bazi la ușă, și o instituție, nu contează de care, cea mai șmecheră instituție din București, și îi spui, bă, nene, casa nu mai există. Ăsta e locul cu aproximație aici. N-avem cum să punem în mijlocul intersecției, să nu fim absurdi, adică noi acum un băț și punem o placă, bă, s-au găsit trei aici, trece ăla și lasă, uite, aici a fost casa. Nu, hai să nu exagerăm. Dar acolo, exact cum spuneai, că există o parcare pentru o clădire de birouri. Fiți amabili. Vă deranjează dacă într-un colțișor 20x20 exact punem și noi? Aici este locul aproximativ. Unde a fost casa? La 25 poți să faci localizarea precisă, că sunt poze. Asta a stat în picioare exact până în 2010. Nu, adică nu cred că dacă ar veni cineva la o concluzie, nu domnule, știți, noi e vopsită toată așa și veniți voi cu cutare. Uite așa arată, îi punem 4 șuruburi și aici are un QR cod. V-ar deranja să punem într-un colț? Poate să nu punem de tablă sau de fier, că se fură. Da, da, se fură, da, da, sau ruginește, da, și vine, uite ce ați făcut aia, mă, v-ați bătut joc și așa se mai fură departe. Da? Nu, corect, o plăcuță din ceva puriuretani. Radic, marbură, ceva. Subțire, asta arată ok aici la timpul. Asta, da, este asta ok. Centru vechi și dă-i nu e. E de, o știu eu de ceva vreme, mama a lucrat la casa de modă vis-a-vis. Aveam 10 ani, de sunt 30 la Venus. Sunt 35 de ani de când eu știu plăcuța aia acolo. Nu e, nu știu dacă a fost refăcută, dar nu e deteriorată, n-a plâns, aici, n-a curs. În perioada comunistă au existat și niște plusuri, adică au existat oameni, nu prea vandalizai așa ceva. Nu prea veneai cu graffiti să dai. O parte că gustare primată până comandăm. Da, da, ne apucăm și de da. Da. Ne fac o gustare de românească, da, nu? Eminesciană, Eminescian, cerem, dacă se poate. Și am zis, băi, orice om ar fi, eu cred că ar fi o chestie și de mândrie. A, stați un pic, deci pe clădirea mea vreți să puneți ceva ca aici. Băi, nu exact aici, că n-a dormit în clădirea ta. Sau... Da, da, am vrea să punem ceva, că uite, să amintim oamenilor că pe aici a fost Eminescu. Nu știu de ce n-ar fi un, nu neapărat de mândrie, de da. Uite, ca să ne face reclamă și oamenilor unde ne aflăm, că până la urmă sunt niște oameni care au restaurat ok localul și păstrează ștaiful vechi. Asta le-am și spus în momentul când am, de ce ați ales să faceți filmarea aici? Păi, domnule, este ultimul loc din București care încă funcționează, unde a mâncat Mihai Eminescu. Poate aici pe undeva, nu știm, sau adică, cum ar fi nu, fost. Pentru omul care vrea să pătrundă în atmosferă, e important să știi că, băi, la ce te uiți tu astăzi, să uita și Eminescu într-o formă asemănătoare. Clădirea arată la fel, era tot baroc vie. Oamenii să spună, băi, dar de unde bani mă să am fost săptămâna trecută, efectiv întâmplător, înainte, cred că să mă sun sau la o zi după ce m-ai sunat, am parcat pe strada
Sfinții Apostoli. Acolo am parcat. Am văzut poza. Și m-am dus, da, aia cum arată acolo. Și am trecut și vis-a-vis la hotelul Transit, de la Baia Mitrașevski, de tot vorbim noi de ea, de 15.000 de ani de Baia Mitrașevski. Nu cred că ai ce să-i mai faci, sincer vorbind. E un stabiliment sănătos, am văzut, mare. N-ai ce să-i faci acolo. Jos cu el, adică că... să nu o dăm nici în bine, mă, nebunilor. Veniți voi cu 3 milioane de euro și restaurați și puneți voi o plăcuță într-un colț. Nu, dar nu poți să o lași nici așa. E sinistru acolo. Eu am trecut cu soția și cu copilul undeva pe la 8 seara vara, adică civilizat. Tăticule, nu intri pe strada aia să ieși în partea asta la altă. Nu ieși. Nu te duci. Fost simpatică nici măcar șoferul, ce n-am auzit în viața mea de strada asta. Care era o stradă, care era o stradă importantă rău de tot, pentru că în continuare ea avea pod peste Dâmbovița. Acolo era podul peste Dâmbovița. Demolările. Până să, pe acolo se trecea peste Dâmbovița podul. Deci tu treceai din partea asta la altă. Podul de la Mihai Vodă. Da? Treceai și... Și s-au apucat și au și acoperit, că Dâmbovița a fost multă vreme acoperită acolo în perioada interbelică. Da, zona pieței operete. Ei tăind apoi podul, ei tăind podul, strada Apostolei a început așa, începe de nicăieri să ternă undeva în partea ailaltă, trece peste Bulevardul Națiunilor Unite sau ce naiba ăla, da, și se duce, e ciudățel rău de tot ca stradă. Ea era dreaptă și avea o idee, era o idee de stradă. Bun, acum, l-ai lăsat așa, ai venit, ai pus aia pe el, să nu-ți cadă în cap, atâta poate să facă românul. Băi, scrie-mi, atenție, cade-te în cuiala, e maximum. E maximum ce putem face. Risc să-ți cadă semnul cu cade-te în cuiala în cap. Dar nu poți să faci nimic, adică să pui o plăcuță acolo undeva, pe aia de vis-a-vis. Dom'le, pe ăsta n-avem cum, că e numai pânză și... Corect. E ok ce-au făcut ei, cade în cap, Doamne ferește, o cărămidă, se întâmplă o dramă și bă, da. Bine, cred că sunt niște rechinași imobiliari care așteaptă să mai... Păi, probabil că e, cine știe, controversat de proprietate. Da. Nu știu să fie monument istoric, aia nu e clădirea băilor Mitrașevski, aia da. E schimbată oricum. Schimbată, făcut hotelul Transit sau ce a fost da, acolo, a fost... era pentru niște studenți, pentru ceva. Că practica, într-adevăr, e cazul școală, de exemplu, e Casa General Miclescu de pe Chiselef, da. Sau Casa Pompiliu Eliade de la Podizvor, colț cu HD-ul, aia care e reprodusă da. De la castelul de la Câmpina. Și care de 100 de ori au trăit acolo niște, am făcut servante, să știu, treceam zilnic pe acolo, da? Aia este... două case monument istoric, care, într-adevăr, se aplică strategia clară de rechin imobiliar, o lași să cadă. În aia, în Miclescu, este filmat Enigma Otiliei. Da. Când deschide Costache Giurgiuveanu ușa și zice, aici nu stă nimeni, aia este casa și are povestea aia. Noi am discutat despre aia, nu. Când a venit Șardogol. Merită să-l spunem. Când a venit Șardogol în România, în 68, cred că e, 68 în mai, i-a zis lui Ceaușescu, adă-mi foștii mei colegi de la San Siro. Și a zis, dă-mi să ți-i aduc. Și Radu Miclescu stătea acolo. Oamenii spun că noi am exagerat un pic din ceea ce am citit, că n-am fost noi acolo. Eu știam că el nu a vrut să plece din Casa Naționalizată și că s-a mutat în baie. Nu s-a mutat, a fost mutat în baie. Și că baia aia fiind un picuț mai mare așa, el acolo continua să țină serate, punea pe marginea căzii o stinghie de așa, s-a așezat acolo și ei încă mai citeau, mai lecturau și așa mai departe. Cineva care a auzit asta mi-a scris, nu e chiar așa, nu era vorba de baie, se lăsase o cameră sau două, dar într-adevăr avea niște scaune Biedermeier, da? Avea niște stinghi așa pe care le punea și acolo, că nu avea loc, unde să vină 15 inși. Gândește-te și tu la un mirit maxim ca să facea accesul cumva prin subsolul exact. Casei, de trebuia să l-au țină de acolo, stradă. De... L-au arătat, în ghilimele, sună ciudat, l-au arătat lui De Gaulle, uite-l tată, ăsta e prietenul tău, stau îmbrățișat și după aia băgați-mă la loc. Și da? A murit săracul fix în 90. În 90, n-a apucat. Aia este casa lui Sică Pușcoci și a lui Țiți Dumitriu, antrenorul de fotbal. Țiți Dumitriu și Sică Pușcoci ei au fost printre primii care au cumpărat-o, au făcut așa. Da, exact cum zici tu, toți așteaptă acum să cadă și să mai duc seara niște băieți, că sunt niște imagini, niște chestii video filmate cu infraroșu de niște oameni din ăștia din organizații, cum ăia să duc și mai scurmă un pic la câte un picioruș, la câte o cărămiduță, că poate peste seară să mai zdruncine un pic și... mai cade, că n-ai voie pentru să... că familia Miclescu tocmai s-a stins de câțiva da, de zile. Da. Ultimul descendent a fost fugit în Germania în timpul comunismului, s-a făcut anticar. Da. Și când s-a întors, conacul de la Miclești l-a restaurat, dar l-a restaurat până la clanțe, exact cum era fost... cu 100 și ceva de ani. Dar a murit fără urmași, familia. Dar am stinsă. Înțeles acolo de la niște oameni din ăștia care vând imobile că prețul e... infinit acolo, pe Chiselef, adică... Cum se spune, prăjitură. Da, prăjitură. Da, exact, exact. O ai acolo și... Da, bun, cine ar... E clar că nu mai poate să vină nimeni să mai facă nimic. Nu mai ai ce să mai faci. Sincer, indiferent și că e stat, da, că e acolo, acolo vorbești de o bijuterie arhitecturală. Raționamentul e simplu, e prea mică. Aia merită să faci un P+,
ca da. Să scoți terminați profitul. Terminați cu Enigma voastră și cu, și cu treaba asta. Ai bijuterie arhitecturală, adică ai armerita restaurată, o faci institut, o faci ce vrei. Cine să o facă? Vorbesc ipotetic, așa. Zâna Măseluță. Zâna Măseluță. Statul român care alaltă era dat știre că am terminat cu dosarul cu șire și că se poate plăti și online. Și e 2023, dar noi filmăm cu o săptămână înainte. 10 ani, cred. Da. Până scapă. Plătim deci... online, dar cu pix albastru. Da. Cererile online se depun la etajul 1. Ei? Urcați la etajul 2 pentru cererile online. Și ce fac cu toate tăntincile alea de... Unde? De mii, de unde? Care la vot, care la vot contează? Contează, exact. Care la vot contează? Suntem țara cu cei mai mulți funcționari publici pe cap de locuitor, da, din toată, da, Europa. Avem 1.400.000 de funcționari publici și normal ar trebui să avem vreo 300.000-400.000. Care în birou la stat sunt cam 3 oameni, în care unul muncește, 2 acum sunt cer scuze, da, oamenilor din Vâlcea. Dar acolo sunt 80.000 de oameni care muncesc în câmpul muncii și 125.000 de copii și pensionari. Ăla nu este un județ închis? Ba da. Deci fiecare om al muncii ține în cârcă unul jumate. Corect. Păi stai mă, prișenești, ce vrei, copiii să muncească sau cum? Nu, eu vorbesc că s-a închis Olchimul, ce mai aveau ei pe acolo și au rămas 30.000 de oameni, Doamne ferește, pe stradă, da? Și ești un județ închis. Adică nu închis în sensul că l-a închis cu lacătul și au plecat unii acasă, da. Știi că e interesant, ca să tragem înapoi pe tema discuției, că Eminescu are în publicistica lui niște imagini care reflectă exact situația de astăzi. Deci reflectă o țărănime ajunsă în ultimul grad de mizerie. Corect. Mâncând mămăligă cu oțet și fel de fel de zarzavate. Și acum se, în Botoșani am citit zilele trecute, cu balegă de vacă o pun pe foc. Da. O bagă în foc. Cum era cum a fost noi în Mongolia, că Mongolia, da, în Mongolia, și așa făceau ăștia. Cu iurta aia, da, sau... Da, 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 în iurta, da, 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 și cu aia, aia din lipsa lemnoaselor. Dar ăsta este titlul la noi. Trăim, o scoatem noi la primăvară cu țuică și cu balegă de vacă. Și arăta cum fac alea, bagă în frigia așa și cu țuica și... Nu e de râs aici chiar, adică da, oricât, oricât ți s-ar părea așa, zici, hă, niciun surâs nu prea... Păi nu, e chiar un vers, că nu e la Eminescu, dar că-mi trec beat zilele grele. Că la un moment dat, da, singura ta scăpare în momentul ăla, ca să nu mai conștientizezi căul în care te afli, e să te anesteziezi. Adică aici subscriu la... Laud pe Dragoș Pătraru zicând chestia asta des, că omul are niște păreri vis-a-vis de asta, că nu mai judecați că sunt alcooliști. Voi ce ați face în locul lor? Da, dar vezi, uite, e atât de simplu să nu trebuie să faci, o rezolvi dintr-o plăcuță. Nu schimb mult, adică ce vreau să spun este că, bă, ce am putea să facem pentru Eminescu? Păi, tată, îți trebuie 3-4 milioane de euro ca să... Nu, îți trebuie pentru început, că vrei tu să te duci mai departe după aia, m-am dus și la Muzeul Literaturii. Sărăcăcios rău de tot pe care partea cu Eminescu. Ăsta, nou. Ăsta de lângă biserica. Ăsta din spate, din spate de la biserică. Sărăcăcios, au la steaua în original și da, cam atât. Grosul și lor cam e pe atât, calea Griviței. E pe la sediul celălalt, au două sedii. Și se poate vizita? Ăla nu știu. Știu că da, după plecarea de la... De pe... două muzee al literaturii. A fost, da, o afacere cu Ața Albă. Sediul lor vechi era pe Bulevardul Dacia, lângă pe... statuia lui Brătianu. Da, pe casa, în casa Crăsulescu Vilar. Aia a fost aia o mare, retrocedare frumoasă, cu cântec, da. Da. Și au trebuit exact să se mute. Așa, și știu câțiva ani, nu mai știu, dar a trebuit să prin Casa Presei au, da, au pentru subsol, printr-un subsol al Casei Presei. Adică da? Oribil. Acum acolo e mic sediu, adică e ok, e elegant, frumușel, elegant, e 2023. Bine, da, ai un spațiu drăguț de conferințe. Exact, da, cam atât. Dar pentru Eminescu, tăticule, tu trebuie un salon. E, acolo se poate discuta. Băi, nu poți să faci Eminescu din QR code. Nu. Da? Nu merge să faci. Așa, dă o naibii, faci un muzeu de 2x2, pui numai QR code-uri și ai dat drumul la treabă, s-a terminat tot. Nu, strângi ce mai ai, mai scris secutare. Am fost la un liceu turc din afara Bucureștiului, ăla de, e patronat de băiatul... CHB-ul? Ăla. Sau nu, nu, ăla de afară. De la fostul Aversa, Lumina. Ok. Bun. Și am mers acolo să jucăm fotbal. Și domnul turc a zis, măi, e patronat de cel care e împotriva lui Erdogan. E dușman. Da? Și mergeam pe un coridor așa. Și mergând pe un coridor, asta e chestia de acum vreo 4 ani. Zice, aici avem și biblioteca. Ți-am povestit? Nu. Și zic, unde mă e biblioteca? Pun perete toate QR codurile. Și scrie așa, poezi români, Eminescu. Pe cuvântul meu, dacă bag în el. Ia scoate, zice, telefonul. A scos telefonul, țac, poesii. Doriți în format... Primul volum, ăla tipărit în timpul vieții. Doriți în format Word sau în format PDF? Te întreabă. Do you want? Ia dă-i mă PDF, pac. Am dat drumul, au apărut toate alea. Vă zic, lasă-o naiba de maimuț. Ia, matematică.
bă, dar aici ce aveți? Da, te duci cu ăla. Eba. Și zice, teoria cu teoria cu tare. Tu, drace. Da, tu, Doamne, fă, da. Gheba și cu... Și zic... Băga pirul și telefon. Olivoto, gheba și cu... Și Petrica. Am avut puișorul, nu mai știu ce l-a scris. Și am zis, băi, ce e aici, frate? Și a zis, domnule, asta este pentru 2017, cât suntem acum. Dacă vreți și o bibliotecă tradițională, am deschis ușa și așa avem 10.000 de volume aici. La poporul turc. Arată-mi o școală din România, cred că nici universitatea în clădirea ei nu are 10.000 de bucăți. Da? Nu a zis, dacă nu există oameni care cu tehnologie cum să citească de pe pereți, hai vis-a-vis. Liniște, fac lanternuță, hop, citești tu. Din punctul ăsta de vedere, dar ei în general ca nație, constatat de mine, am făcut un tur în Istanbul acum 2 săptămâni, orice moscheiuță, orice geamie, orice cutare e valorificată, e băgată în circuitul turistic. La turnul Galata am zis, că nu e adevărat. Au ei o legendă despre unul care s-a îmbrăcat în pasăre în 1600 și un pic și a zis, flioș. Și ăsta? Ai ecran cu reconstituirea lui online, îți arată exact cum a gândit-o, cum a proiectat-o, cum a sărit de acolo. Cum spun cei din Viena, că acolo în spate, ăsta n-a stat niciodată Mozart în clădirea de 4 etaje de vizită. Unii au venit și au zis mulțumim, unii au venit și au zis, bă, că nu e adevărat, că a stat pe acolo, știu eu că a stat un an, doi, nu contează asta. Ei au făcut o clădire de 4 etaje. A fost coleg de apartament cu el, cum? Da, cu Constanța. Da. Ei acolo au făcut o clădire de 4 etaje din nimic și spuneau așa. Mulțumim. Ați vrea să ne jucăm, zicea ghidul, și să vedem cam cum ar fi existat dormitorul lui, cum ar fi stat lucrurile în dormitorul lui Mozart. Și păi de ce să ne jucăm? Păi cine naiba zice știe că dacă el n-a stat aici? A, da, uite acolo ar fi fost patul, era un joc. Și mutai cu degețelul pe tabletă, patul, cred, soba și nu știu ce, aha, uite. Era super, bă, m-a ținut acolo o oră. Când ai plecat, bineînțeles? Știi ce e enervant, nu? Că la Eminescu ai descrieri de cameră. Caragiale, da, Slavici, da. Lasă exact, că avea camera 3. Aoleu, apropo de Slavici și astea, m-am aprins. Merge asta că m-am prins rău de tot acum. Ține-mă. Filmăm, ține-mă. Rupe-te că eu te cos. În timpul, că mă uit și în cameră ca aia, ca bătrânii din Cismigiu. În timpul campionatului. Deci noi filmăm acum în timpul campionatului mondial, ea urmând să se dea pe 15 ianuarie, corect? Bun. În timpul campionatului... Dar asta să mor dacă e bășcălie, chiar nu mai e bășcălie și nu merge nici să râzi. Au apărut poantele alea frumoase așa bune pe Facebook-ul. Băi, naționala Germaniei a jucat la fel de bine cum Eminescu și ca fotbal. Și comentariul era, păi Eminescu n-a jucat fotbal. Păi tocmai asta e istoria, că de-aia. Tăticul Eminescu a jucat fotbal. A jucat fotbal sănătos Eminescu. Este unul dintre... Asta știam și eu. Da? Acum, el juca fotbal pe la 1863-65, când era pe la Cernăuț, în toloaca Cernăuțului, zicea ăla, Teodor Stefanelli, că bă, se băga. Nu venim acum să spunem că el era Messi sau Cristiano Ronaldo, că ținea picurele și că oprea pe ceafă. N-a zis nimeni că era, știi, punea stop și... era tare la sport, e o mărturie de la Blaj, l-a notat. Voluptăți tritonice avea când se arunca în apa Blajului, Călinescu intra pe ei și ieșea la 10 metri într-o... bolboacă și ăia nu mai iese și el așa hop. Da, deci îi atenție, pășea pe toți notătorii Blajului. Cât e glumă, e glumă. Terminați cu a... mergea 10 km pe zi. Ca asta cu fiind băiet pe dur cu trei rami e pe bune. Da? Deci nu există că n-aș... Repet, jucau cu minge ca la 1865 când abia apăruse fotbalul, da? În toloaca Cernăuțului unde jucau studenții, apăseseră două pietre, n-aveau poartă cu plasă, bănuiesc, și var. Da? QR coduri, dar nu mai spuneți că nu, el este, adică de ce am zis de Slavici? Pozele săracul la un Slavic, nu știu, la un Goga, să mă ierte, nu la rata sportivă așa, știi, adică... Slavic, clar, știi? Să zici că era. La Eminescu însă spuneau măicuțele de la mănăstire că tatăl se scula dimineața și ridica greutăți. Cum le avea el? Că era dintr-o bordură, dintr-o cărămidă, dintr-o bucată fier, din ce avea. Da? Deci dintr-un foc hai să creionăm un picut. Repet, lumea să nu zică oprișene, bă, cu Damian și cu Nentu Sorin, v-ați găsit, ăsta era Arnold, mă, Trăivar. Deci juca fotbal, trăgea de fiare, omul, nu. Omul era, până la declinul fizic, el are 4 poze. Exact, toate 4. Ea a făcută la Praga pentru Veronica Micle, singura fără mustață. Exact. Ea a făcută la Dușec aici pe strada Franklin. Exact, când începe deja să fie un bătrânel. Nu, aia încă e ok. Aia m-au enervat, da. Eu am postat ca să marchez întâlnirea cu Sorin și cu tine de astăzi. I-am pus bustul din Belu, medalionul din Belu, medalionul. E făcut după poza a doua. Găsesc comentarii. Zici că e Dragnea. Da, am văzut. Am văzut. Să mi-a crescut adică tensiunea. Nu deci e bună asta nici cum de... Adică Veronica Micle singură fără mustață? Da. Așa ai zis. Doamne ferește, nu. Ce nu. Ai zis? Serios? Veronica Micle singură fără mustață. Asta am zis eu sau... Da?
Zicea de poză, că e prima poză, e singura... Nu! A, poza, pentru singura... Veronica Micle făcută poza. Nu. Singura fără mustață. Așa zic, Veronica Micle, singura fără mustață. Făcută la rugămintea Veronicăi Micle. Am zis că e nu-i bun vin. Da. Ia, fă-mă și mie un selfie. Cum vorbeau ei de atunci. Fă-mă și mie un selfie. Nu? Da. Am cuplat mai greu. Deci uite că în 30 de secunde sau într-un minut creionăm imaginea unui tip sportiv, nu atlet, nu campion mondial. Abia poza a treia, la 35 ani, să fie... nu e gras, la poza e gras. Că e abia după atunci, Viena, când stă foarte mult la pat și nu se mai mișcă. Iar în poza 4 deja e jalnic, e cu mustățile alea plășite. Da, dar mergea, înota, juca fotbal. Cum se juca fotbalul atunci? Ridica greutăți. Deci hai să terminăm cu nu știu dacă e mit, că nu e mit. Bodybuilding-ul exista atunci, că el e contemporan cu Beiza de Vițel. Care ridica un vițel. Vițel, că da, el îl cheamă Grigore Sturza, da. Este fiul lui Mihail Sturza. Corect. Și omul realmente de tânăr s-a apucat el să... El avea un pe ăsta pe calea în locul guvernului? Prăjitura din capul podului, îi spunea. Aera. Știi, care arăta ca o savarină. Aera. Că avea niște turnulețe din astea mai flamboyante. Dar el nu mai există, e dărâmat. Adică e dărâmat prin... 44, 30, 30 ceva. Că Duiliu Marcu face arhitectura asta și asta e stil Livorno. E stilul mussolinian de arhitectură. Deci dispare până 30 ceva. A fost sediul Ministerului Afacerilor Externe. Da. Dar Beizadea Vițel se pare că era una așa de făcut. Pe calea Victoriei la un moment dat în perioada aia s-a experimentat cu pavaj de lemn. S-au pus niște biscuițe așa, dar din lemn. E se pare că ăsta era atât de țapăn încât rupea ăia când călca pe ei. E rămas în legendă că, o fi adevărat sau nu, a avut un meșter pe care l-a rugat să-i decoreze casa, un sas, și l-am dat nu știu ce l-a enervat pe ăsta că nu i-a făcut cum trebuie, i-a tras ăsta o palmă și a damblajit sasul. N-a murit, dar a rămas, i-a plătit pensie lui fisul toată viața, că îl lăsase pe tasul într-o pană. Deci exista bodybuilding pe vremea aia. E indubitabilă treaba. Deci să terminăm cu asta când a jucat la fel de slab. Nu, e perioada când Ștefan Luchian merge la maraton de biciclete până la Giurgiu. Da. E momentul primului nostru maraton, nu mai știu, până la Pite sau până la Ploiești. Până la este dus întors până la Ploiești. Și câștigă un sergent de munte. Și titlul este nu maratonul leșinaților, ceva leșinaților. Ăsta este titlul cronicii. Ăsta este titlul cronicii maratonului. Oamenii s-au oprit, au mâncat, au băut, au continuat să alerge. La standuri pe lângă... Da, pistă. Primul maraton așa a fost. S-a plecat de la rondul al doilea, de la Chițelep și de la astea. Ploiești sau Pitești, dar vreo 222 de kilometri adunați. Deci ar trebui să fie Piteștiul. Ăsta e primul nostru maraton. Doamne, cum e titlul, nu știu cum, leșinaților? Și e cronică. Până, dacă ți-l aduci aminte, eu am reținut o chestie super amuzantă. Deci câștigător a câștigat o sumă. Generalul Gheorghe Manu, care pusese pariu. Pusese pariu, a câștigat 4 ori. E primul parior. E primul parior. Era cotă 1 la 4. Da. Pentru că știa că are pregătire fizică. Exact, ăsta fiind militar. A știut exact cu cine joacă banii și a câștigat. A câștigat de 4 ori. Asta babele au și ce făceau cu ruce, ce-i mamă cu ăștia, că alergau prin... Dar unde arde? Ce arde? Dă-o spate dacă vine vreun urs. Da. Și zice, mamă, cu asta. Și sunt cu niște poze, cu niște nebunești, dacă le vezi. Dar venim să cred că este inițiatorul, n-aș vrea să greșesc, este Davila. Alexandru Davila, cel cu Vlai cu Vodă, el a inițiat asta, pentru că fusese la Paris. Ziaristul. Și văzuse, fiul lui Carol, nu? E fiul lui Carol și tatăl lui Teodor Davila. Teodor Davila este... cel care a adus unul dintre primele mingi de fotbal din România. L-am menționat în tur astăzi. Alexandru Davila era prezent la ședința Consiliului de Miniștri, unde se dezbătea acordarea unei pensii pentru Eminescu. Eminescu era incapacitat fizic, nu mai putea să lucreze. E ședință cu Mihail Cogălnicianu prezident. Ion Brătianu își pune o pată, ăla bătrânul, își pune o pată pe obraz, pentru că spune, se opune, pentru că Eminescu făcea gazetărie conservatoare și dădea liberal. Da. Cogălnicianu ia cuvântul și spune că eu, mă știți că mi-am iubit țara din totdeauna. Cogălnicianu, iartă-mă, care n-a ratat nimic în viața lui, nicio gagică. Nu. E cel mai mare vagabond din istoria noastră. La concurență cu Cuza, pe Cogălnicianu nu l-a ajutat aspectul. Da. Dar la concurență deci cu Alexandru... Deci asta e pe bun. Nu, se pare că era vremea când chiar conta șarmul, mai mult decât orice. Bine, faptul că erai și boier, nu cred că... Deci erau pe sentimente, nu pe bani. Da.
Dar omul, într-adevăr, a făcut curte, oricui i-a prins. Îți dai seama cum a hate? Asta v-ați găsit voi, mă, să ziceți de Gogălicianu că era vagabon. Atâta v-a rămas vouă, mă, istorie. Foarte fain de la Caragiale legat de Eminescu, îi face o caracterizare lui Eminescu și spune că da, într-adevăr, nu se supunea normelor sociale, adică cu curățenia deloc, cu stilul de viață vai de mama noastră, la femei majoritatea insistă că ăsta n-a fost vreun gagicar. Deci că Eminescu cu damele era la nivelul normalului, că din potrivă detesta obscenitatea. Și nu se băga la chestiile astea, dar spune mai departe Caragiale foarte mișto că vulgului, oamenului de rând, îi se pare că viciu este atributul lui exclusiv și că asta la oamenii mari n-ar trebui să existe. Cum? Ăsta scrie? E cumva ăsta care a scris versurile astea era golan? E exact, e cumva o compensare, știi? Băi, e un geniu, dar uite-l mă că și ăsta are nu știu ce. Vezi mă că și ăsta e. Deci nentul ăsta mic, dar are statuie la Gogălnicianu cu burticuța așa, chelios și ăla. Nu știu ce era. Bravo lui, ce și tot el, chestia de mare demnitate, deci omul spune, neavând niciun partipric cu Eminescu, că nu privea direct chestiunea. Mă știți că mi-am iubit întotdeauna țara. Eu nu cred că statul român are vreo pagubă dacă dăm acum niște bani să se, face, să se facă bine cel mai mare poet național. Ia uite, vezi cum e exact acum și peste 150 de ani. Nu cred că statul român are vreo pagubă dacă face 30 de din astea și mai șterge niște locuri și face... Da? Tu n-ai face un site? Eu aș face un site, de exemplu. Jur că aș face un site. Eminescu prin București. Garantat. Nu? Păi o hartă virtuală. Putem să corelăm, da? Dacă ne ocupăm da, de plăcute, există, să facem există, e pe blogul Denisa Blog. Denisa Blog, care a făcut da, treaba corect. Asta. Și trebuie să... menționată că și eu m-am documentat inclusiv da, de pe exact, blogul ei. Exact, și ridicăm mâna. Așa e frumos. De pe este blogul prima așa... ziaristă care a stat, a luat la pas București, tăticule, a făcut fotografii. A luat la Caimata, acolo a ajuns la... face desen, arată harta Bucureștiului. Adică, cine ar face asta? Păi, hai să lămurim o treabă. Bucureștiul nu are planuri topografice până la sfârșitul secolului XIX. O spune Emanuel Hagi Mosco clar da. în amintirile unui oraș, că e aproape imposibil să localizezi clădiri mai vechi de 150 de ani, că nu știai... n-ai pe ce bază. Ai numai o descriere da. A vreunui cronicar care spune că se găsea pe lângă curtea lui Cutăreasca. Și atunci faci. Dar cum o faci și atunci? Că la noi s-a modificat trama stradală, nici străzile nu mai sunt la locul lor. Ulița Colții era cu totul altceva. Dacă te uiți la fotografia făcută de Zatmari din turn, nu înțeleg, o vezi da. Că pleacă în trei ape. Acum avem dita mai bulevardul. Ce să mai are trece prin față. Deci, da. Emanuel Hagi Mosco, care era în viață când s-a schimbat trama stradală, spune că abia partea din stânga, cum te duci spre Piața Romană, ar mai respecta aliniamentul. Și acolo s-au sucit proprietățile, dar măcar aliniamentul la stradă mai e cât de cât ăla. Despre ce vorbești? Sau e primul balon cu aer cald, când se ridică ăștia să cartografieze București, au nebunit aia de la oficiul topografic, când le-au făcut aia pozele, că nimic nu era la locul lui. Deci în momentul când au ajuns, au comparat cu harta pe care da, pentru că ai făcuse pe destru cum ar veni. La sau planul cadastral au zis, păi stai, bă, puțin, prietene. Nu se cupă nimic cu ce din aer. Deci e imposibil aproape să faci localizarea exactă. Cu atât mai mult ar trebui făcută treaba asta și cu localizarea exactă, aproximativă. Să zici, păi, aici ar fi trebuit să fie. Intri imediat, vor veni niște băieți de la Muzeul Literaturii. Cine v-a permis vouă, mă, să faceți site-ul ăsta? De unde știți voi, mă, că nu? Dom'le, știți noi? Adevărul. Asta e adevărul. Dom'le, știți noi, am vrut să facem ceva, pentru că tu nu s-a făcut nimic. Băi, ia nu vă mai băgați, mă, tot felul de specialitate. Ce aprobări aveți, ia. Da, de faceți podcasturile astea, voi mâncați cârnăciori și cu nu știu ce. Cine v-a spus așa? Știi că ăsta a fost avertismentul? Eu l-am pe un domn care mă mai ghidează. Nu vrea să-i dau numele, dar îl salut pe calea asta. Vese. Așa? Exact chestia asta mi-a spus-o prima. Băi, Monșer, tu te-a pus să faci chestia asta, dar vezi că o să-ți sară în cap că sunt niște eminescologi care spun ori cu mine, ori deloc. Ori faci cum îți spun eu că așa a fost, ori nu faci. Am înțeles. Mie mi se pare absolut. Da, deci ei nu fac, dar dacă faci, de ce ai făcut? Ferească Dumnezeu să faci tu. Clar va veni cineva și vă spune, ia uite mă, s-au găsit ăia, ce e în spatele lor? Ce casă de-a lui Eminescu vorin să iasă, facă ăla, că ăla are bani, bă, ăla are bani și ăla o le face. Normal. Da, și o vinde după aia cu 4 milioane, bă. S-au găsit ăia 3. Da. Ordu, știu, de când ne-am văzut ultima oară, tu te-ai trezit cu pretenții de eminescolog în vreo zi pe la vreo filmare? Nu. Nici eu. Nu. Și exact asta am spus din start. Nu e nicio pretenție pe lirica eminesciană, pe ce a eu când vin și spun nu există bazine, nu vin să spun, Doamne, ce țară de doile. Vin și spun că oamenii care fac performanță fac niște miracole. Asta spun. Nu spun că, vai, cum e Italia și cum e Spania, ei au an de cultură, de civilizație, înainte, treaba lor.
Nu asta am spus. Am spus că orice om care face o performanță în România, orice copil, o face în condiții crunte și ceea ce se petrece cu el e un miracol. Miracol dat de părintele lui care a avut o nebunie și a zis eu susțin pe ăsta chit că n-am ce să mănânc, de un antrenor nebun, cu ghilimele de rigoare la toți, care a zis băi, eu pe ăsta l-am văzut la 5 ani și o să trag de el să iasă ceva. Și de niște băieți care au fost prin jurul lui și care au mai ajutat niște sponsoraci, care l-au ajutat cu nutriție, care l-au ajutat cu o recuperare fizică și așa mai departe. Asta spun. Adică, domnule, ar fi foarte ușor și mie mi-ar conveni, n-ar mai exista podcasturile astea în care să zicem, nu ne știi câte bazine avem? 300. Băi, bă, cum să nu iasă, bă, tată, de aici niște rechini. Exact. Dacă avem 300 de bazine, bă, 10% înseamnă cât 30 de copii. Ia uite, tată, cum arată, ia uite, sportiv, ia uite cum mergem cu ei la europene. Dar tu când ai 3 bazine, între care unul închis și unul deschis acum 3 luni... Să ai campion mondial. Da, lăsăm la o parte că la 300 de bazine, probabil că ai mai găsit și niște burtoși ca noi care s-ar mai de... Hai mă, naiba, că e Colea, e lângă noi, e costă atâta, mai băgăm și noi unul. David Bobovici, putem și noi, nu? Aia frumoasă, cum o cheamă, Baboi, sau cum o cheamă, cea mai frumoasă atletă de-a noastră, de ale noastre, ca să... Aleargă pe pistă la tineretului, n-are unde să antreneze. Bă, la tineretului e aici, la... Da. Și a zis, vin cu prietenul meu, care să mă protejeze, pentru că în jurul meu mai aleargă niște grași care vor să dea burta jos și care spun, auzi mă, prințesul Trăițar, și noi am dat 10 lei la intrare la paznic. Eu alerg pe ce culoar vreau. Și ei spune, eu mă duc la campionatele balcanice într-o săptămână. Eu când îi dau drumul la sprint, am văzut podcast-ul. Când îi dau drumul la sprint, prin 30 la oră. Dacă intru în tine, ne omorâm amândoi. Dar eu nu mai pot să concurez un an. Mata, rămâi cu un picior, rup cu ceva. Să știi că cum e construit asta și dacă alegi pe culoarul 7, tot dracul ăla e. Tot caloriile alea. Nu trebuie să alegi pe ăsta, pe unul. Mata, băi, figurantul. Atunci ea vine cu prietenul care stă așa, să pune în fund pe bordură și așteaptă să alege o oră jumătate. Da? Deci probabil că așa s-ar întâmpla și aici. Uite, eu spun din experiența mea practică. Eu fac sală de ani de zile, nu fac reclamă, dar la Radisson. La Radisson unde există bazinul structurii Hotel București. O grămadă de oameni revoltați că există culoare, oamenii foarte civilizați au culoare de not rapid, not mediu și not încet. N-ai ce căuta pe ăla rapid dacă tu ești cu colacul. Gâdi-gâdi. Dacă tu ai venit cu colacul cu cap de rătușcă. Uite, de exemplu, eu nu știu să not crawl, eu not bras. Eu nu știu să not deloc, deci. Dar eu ce caut cu bras pe ăla de rapid? Da. E ca la maratonul București, când vrei să alergi, perfect. Dar scrie acolo când te întreabă omul ăla, în cât timp crezi tu că termin? Și tu eu zic, într-o oră jumate, tată, pleci de la coadă. Nu încurci cu băieți, pe băieții din Nigeria și din Kenya care pleacă și fac 23 de minute. Tu cam cât estimezi? Păi o oră și 20. Ia-o mata ultimul la, știi? Dar nu încurc pe aia. Mă duc acasă, mă lau că am fost la maraton, dar nu pot să... Da, să zic că e atât un pic deoparte. E o treabă de civilizație. De bun simț. Da, da. De bun simț. Democrația nu înseamnă că asta ne dăm unui altora la joale. Când știu că la pleacă ajunsese la piața Alba Iulia și ăla întorsese deja kenian. Bă, nene, ăștia când ori fi plecat dacă ăsta deja întors? Eu eram cu fața acolo. A plecat aici sau da, cum? Da, băiatul a avut o scurtătură undeva. Dar nu te bași peste el. Cum ar fi să zic, bă, eu cred că termin în 40 de minute, ia băgați-mă acolo în față și să vin eu așa îmbrăcață lângă 5 kenieni. Da? Lasă-i pe ea să-și facă treaba, tu ai venit mai mult așa să... Eu n-am avut conștient, eu am spus profesorului de sport în clasa 6, aveam 80 de kg aproape. Mi-a spus să sar peste capră. Eu i-am spus-o foarte conștient din capătul rândului, cu metre o să sar în capră, că eu nu mă deplasez peste înălțimea. Nu există, nu bă, pot. Că dacă vrei poți. Eu mor când aud chestia asta, dacă vrei. Bă, unele chestii nu se pot, ai răbdat. Nu s-a lăsat până când n-am sărit cu tot cu capră peste el. Corect, uite, vezi, Eminescu nu era așa. Eminescu ridica greutăți și avea... Am fost prin... Unde e? În Cismigiu e Maica Smara, nu? Am filmat-o noi la turul în Cismigiu. Scrie undeva vreodată, cineva știe că ea cu Eminescu și cu Veronica Micle, prieten și așa mai departe. Sfântul. Doamne ferește, de ce să scrie așa ceva? Acum, și că e unul dintre cei mai mari filantrop români. Da. Și ea este cu Vine primăvara. Da. Ea a scris și versurile și astea. Bun, lăsând treaba asta la o parte... Suntem răutăcioși dacă zicem că 30 de metri mai încolo e monumentul soldaților americani, aviatorilor americani care ne-au bombardat și ne-au omorât 3000 de oameni. Nu suntem. Nu suntem. Din vezi, Doamne, greșeală că noi am vrut să bombardăm Valea Prahovei. Perfect. Și ne-a scăpat... nu e vina lor că au venit să bombardeze aici. Câte monumente avem cu cei care au murit, pentru cei care au murit atunci? Zero. Da, mai discutat chestia asta cu tine. Nu, atunci Vasilache, Stroie și Vasilache, atunci moare. Doar Vasilache moare. Vasilache moare, că Stroie a trăit până în coa, până prin 90. Da? Avem vreun monument pentru el? Da, ăla din Belu. La mormântul lui. Mormântul original. Ăla din Belu. Da? Pentru soldații americani avem? Avem două. Corect. Da? La Maica Smara acolo nu putem scrie. Eminescu participa la...
colocvilei la cenacul ei la sau Maica Smara, la cum i-a amplasat monumentul ăla, poți să pui frumos un frontispiciu în spate, drăguț, corect, elegant, corect, cu niște plachete și mai scrie acolo istorie. Că dacă tot se plimbă toți copiii, toți puștii pe acolo... Că scrie educatoarea maselor. Nu înțelege nimeni, suna frumos acum 80 de ani. Suna frumos și socialism. Educatoare a maselor, da? Și acum vine copilul, pune-i bă în spate o boxă, bine, vorba lui domn Sorin, o fură în seara aia. Pune o boxă să cânte non-stop Vine Vine Primăvară. O boxă de asta, o chirezăraie de 50 de roni. Sau ceva. Dar acum lumea o să râdă. Băi nebunilor, noi n-avem apă caldă și asta. Și voi v-ați găsit să puneți pietre la Eminescu și... Eu sunt de părere că n-ar face una cu aia la altă. Ba da! Asta este bula noastră din Facebook. Eu am scris așa. Dar vorbind despre mine, era nici măcar autoironie, că asta nu mai ironie. Cum este să... Eu trăiesc de 41 de ani în Italia, din 81. Și am scris așa. Cum este să trăiești într-un cartier în care nu ai avut și bănuiesc că nici nu vei avea vreodată un muzeu? Adică 41 de ani din viața mea, n-am putut să mă duc să vizitez un muzeu. Semințe în fața blocului, da, berică în spate. Ce mi-au scris oamenii? Numai așa sunt alea. Băi, te-ai dus prea departe, bă, băiatul meu. Păi noi nu avem apă caldă și căldură și tu vrei să avem muzee? N-are nicio treabă. Și le-am replicat, le-am scris așa. Tomiță Caragiu, se poate trăi fără cultură? Se poate, dar nu merită. Am fost amândoi la Țibulcă și da, așteptam toți, da, trei. Da. Toți trei, da. Nu ne-a iertat pe niciun. E până momentan, ca să mă dau și o rotund, e singurul conținut de hate pe care l-am primit la Țibulcă, m-a întrebat cu biserica și eu am zis ceea ce cred eu până astăzi, că indiferent ce îi spune despre personalitate și cutare, nu-i treaba patriarhului să facă spitale. Celebra chestie cu vrem spitale, faptul că omul ăla construiește, îl recomandă, nu e nimic altceva. Discuția cu bugetul de stat, mă, nu intră, da, în detalii. Iartă-mă, e adevărat că acatistele sunt gratis acum pentru austrieci? Absolut, la Belu. Da, la Belu, la Belu, la Belu. Deci la Belu vă rugăm oricând poftiți și lebăda austriacă a fost declarată mâncare de post. Da, dar parcă e ațoasă, așa, nu e? În bancul ăla, mă rog, ce auzesc cu Radio Erevan, e adevărat, da, că se duce și era aia cu Alioșa. E adevărat că Alioșa a primit un Mercedes de la partid, știi? Da, 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 este nu adevărat. Nu era Mercedes, era Volga, nu i s-a dat, i s-a luat și nu era Volga, era bicicletă sau ceva. Aia, știi, cea mai bună metodă de contracepție în locul prezervativului? Un pahar cu apă. Cum? Înainte, după? Nu, nu, în loc de. Corect. Da, din, la capitolul ăsta. Da, exact așa e și cu, și cu cultura. Deci treaba asta e recurentă în toate epocile istorice. Avem replica lui Argetoianu. Argetoianu are singurul avantaj că omul a fost sincer. Băi, eu sunt o canalie și cum vă place de mine așa? Mă luați cum sunt. A fost, la un moment dat, mișcarea precupeților olteni. Oltenii care umblau în interbelii cu cobilița, da, în București și strigau, hai la fructe, hai la aia. Oamenii erau grupați în mahalaua precupeții vechi și au vrut să-i ridice prima statuie din București de Tudor Vladimirescu. Oamenii au pus bani, dar nu aveau destui cât să poată să facă. Au cerut sprijinul municipalității. S-au dus la Iorga, s-au dus băieți deștepți. Iorga a zis, clar, facem. Ministrul de Finanțe, Argetoianu. Argetoianu, boier oltean, a să reține aspectul, și asta ne arde nouă acum să facem, era în perioada crahului de pe Wall Street. Da. Facem, să facem monumentul lui țăran smintit, e reținută replica lui și a refuzat să le dea banii. S-au dus la Dem Dobrescu, care era primar în vremea aia, și Dem Dobrescu a zis, eu vă dau banii de soclu, faceți voi statuia. Și au făcut-o. Eu vă dau banii de soclu, faceți vă asta, nu e bag? Da, da. Bă, băieți, eu așa și voi continuați. Omul, da, totuși, da, a avut, exact, reacție. Adică... Dar acum, perioada noastră, când se iau șpânci la primărie, socul e de trei ori mai mare decât statuia și poți să, da, să mai întâmplă, da, și așa. Am avut noi la Ineu acolo, chiar în intersecție, în fața bisericii, era un socul uriaș și o statuia, statuia care cu o căluză, nu vedeai când legea, vedea numai socul. Și era o chestie așa mică pe un cal, asta așa, cum e chibritul lui Pache. Da, dar vai cum e asta, socul era cât a avut omul ăla. Pe de altă parte, noi mergem și facem poze sexy cu domnițe în fața la mormântul eroului necunoscut, sus pe platforma la Tineretului. Ai zis chestia asta, sunt perfect de acord. Da? Adică și dacă am avea muzeele astea, noi nu prea știm ce să facem cu ele. Pe de altă parte, hai să discutăm puțin cât este intrarea la un muzeu. E între 5 și 10 lei. Pensionarii, studenții și așa nici măcar nu plătesc. Da? V-am povestit când am fost la muzeul ăsta, care nu există practic muzeul de istorie. Doamne, când am trecut acum pe aici, pe jos, are geamurile sparte jos și vine mirosul ăla de... Vă dați seama că acolo e foarte probabil să se mai păstreze niște lucruri? Să mai fie... Nu poți să stai. Când am trecut, deci am făcut imediat dreapta. E foarte probabil să se degradeze niște lucruri. Da? Bun. Și am avut parte de scândăluț, nu zic scandal, de scândăluț, pentru că am venit eu, soția, copilul și soacra. Doamna când ne-a ochit din... Aia a zis, ei doi nu plătesc.
pac, pac, pensionarul și elevul, perfect. Și dumneavoastră, pentru că sunteți ziarist, nu, sau jumătate din bani. Și am zis, doamnă, cu toată stima, nu are treabă presa cu nu știu ce. Doamna soție de ziarist? Și a zis, nu, și a început să țipe, țipând ăla care stă acolo, jandarmul ăla, care nu-i jandar, e de la poliția locală. A venit să vadă care-i treaba, că a auzit că se ceartă cineva. Doamna pericolă. Era 5 lei, 10 lei intrarea și îmi dădea cu 5 lei. Și am zis, doamne, nu-s ipocrit, e clar că cu cei 5 lei mei în plus nu o să faceți aia. Dar dacă așa gândim și intră 10 studenți pe zi, 18 pensionari și 22 de jurnaliști, noastră n-avem niciun leu seara. Da? Puneți-mi 30 de roni, dar să văd în 2 ani de zile că ați făcut ceva. Lumea va urla, bă, sunteți stâmpiți, ați pus intrare de 20-30 de roni, cine vreți, bă, să văd? Dar uite, tată, ce am făcut. Dar uite, tată, cum țin foaia lui Eminescu vidată și nu se va întâmpla nimic cu ea 200 de ani. Și așa mai departe. Arată-mi treburile. Pune mai, aici sunt banii dumneavoastră. Pune-mi. Pune-mi. Dar tu dacă ăia doi nu plătesc, aia plătește jumate și ăla nu plătește deloc și am intrat 4 inși. Ba, ce ai vrea, mă, nebunea mea, să faci în ziua aia? Tu și așa n-ai decât la noi să termină istoria în secolul al VII-lea, al VIII-lea cu lapidariumul ăla, n-ai mai departe. Normal. Și după aia te duci la tezaur dacă este deschis tezaur, dacă doamna de acolo nu e plecată. Da, că e fix rest, de noi. În rest tu n-ai. Bine că au scos, că am văzut că l-a scos pe Traian cu șopâr la ea în brațe, da, sau ceva, cățelul ăla în brațe, e scos acum. Ăla trebuia să fie Glicon. Zeușea, da, lăsăm. Era un șarpe storcit, un câine, un gravid, ce mă rog era. Chestia asta știi că se găsește și memorialistica legată de Eminescu. La un dat Titu Maiorescu face apel să se facă colectă pentru că salariile lor la ziare erau mizerabile. Poate știi, da, un pic contextul respectiv. Da, și acum e la fel. Așa. Eminescu murea de foame și Titu Maiorescu trimite apel la Iași, unde e perioada când abia venise Eminescu în București, era mai cunoscut în Iași. Da. Și în Iași se cere să facă colectă pentru Eminescu să-l ajute pe ăsta cu traiul. Da. La Iași era Vasile Pogor și ăsta se face că doarme. Nu-l interesează ce cum. Și Titu Maiorescu enervat, țara arde și Pogor să piaptănă. Zicând exact chestia asta, bă, găsiți măcar un trai decent ăstuia. Titu Maiorescu a fost băiatul care l-a ajutat sau care l-a, pentru că eu de câte ori am citit, eu sunt strict de părere că ia mai rău la ea, nu, că Maiorescu l-a ajutat și Maiorescu are meritul dincolo de toți, este primul care a înțeles cine e Eminescu. Când el era în viață, cât timp el era în viață, că după aia mulți șmecheri s-au dat seama. Este primul, invariabil, dar e clar din timpul vieții chestia asta și cea mai clară treabă este aia, care, scrisoarea pe care o trimite la Oberdöbling, la Viena, la sanatoriu. Dar bine, domnule Eminescu, dar noi ne cunoaștem așa de puțin, nu știți dumneavoastră admirația pe care o nutresc față de noastră, ba chiar pot să spun dragostea pe care vă port pentru talentul dumneavoastră și cu tare. Deci Maiorescu, nu știu dacă mai există fundul, dar s-ar putea dovedi pe chitanțe sprijinul pe care l-a acordat, dacă pe banii lui a fost internat pe cutare și Maiorescu e ăla care a intermediat mai multe colecte de bani pentru Eminescu, Maiorescu și Alexandri. Ăștia sunt primii doi oameni care îi dau sprijinul lui Eminescu. Alexandri, într-adevăr, mai reticent un pic, că el era bardul de la Mircești în vremea aia, era regele poezii, pe bună dreptate altfel, altă școală poetică, da, nu poți să inești talentul nici lui Alexandri. Dar Alexandrii prea articolul lui Eminescu legat de cerșetorii eroi război de independență, când au ajuns soldații români la București și mureau de fric pe stradă cu mâna întinsă. Că am văzut o poză a lui Peneș Curcanu săptămâna trecută. Ah. Nu știam. Nu știam că există poză cu Peneș Curcanu filmat la vreo 10 ani. La vreo 10 ani, așa, cu încă doi soldați după el, deci undeva 1887. Poză cu Peneș Curcanu și încă doi dorobani sau ceva. N-am știut. Toți dorobanți, toți căciulari, român de viță veche, purtând opin, sumani, țari și cușma pe ureche. Da, deci cu soarta asta și Alexandrii scrie pe urmă poemul Eroii de la Plevna, care a mobilizat masele suficient de tare încât să se ia atitudine să aibă ăștia cât de cât un tratament. Ca să nu mai menționăm ce soartă de mizerie au avut prizonierii turci din România. Da. Ăla e un gest de demnitatea lui Carol. Carol, am dat, stă o noapte lângă... Cu Osman Pașa, care stă în hotel aici. Se pare că e legendă. E legendă. Majoritatea oamenilor serioși pe cercetarea istorică, zic că nu există. La hotel Broft, actualul Continental, de pe calea Victoriei, există legenda că Osman Pașa ar fi privit defilarea trupelor victorioase române când se schimbă denumirea de la Podul Mogoșoai. Da, e băgat în ele. Se pare că e trasă de păr, că a fost expediat direct în Rusia. Am înțeles, da, mai e. Că el zice că într-o scrisorică sau ceva, că mulțumesc așa, că am primire călduroasă, că am greu de crezut că după ce băiat s-au dat cu bombardeaua în cap o săptămână înainte. Respectul a existat și e dovedit și de fapt. Dar nu cred că rușii. Rușii mai puțin, dar generalul Iacob Lahovari, care a bombardat pe turci, a primit ordinul Osmanie din partea sultanului.
Adică, da. Bă, ne-ai bombardat, dar bravo, prietene, da, așa mișto, da. Ne-ai bombardat, ne-a plăcut și nouă. Adică există respectul ăsta. Deci, rezumând vorba ta, putem face ceva cu, cu lăcuțele mai greu. Dar nu, un site mă gândesc sau ceva, habar n-am, oare ar avea... Eu am băieți care fac site-ul, dar trebuie cineva pe partea culturală, literal, artistică. Mă ofer eu, București.ro. Mă ofer eu și mă ofer eu să vorbesc și la Muzeul Literaturii Române cu domnul Ioan Cristescu, să vedem dacă ne poate oferi sprijinul documentar. E clar că trebuie cineva, nu putem să o facem noi ca niște chibiți. Tu știi mult mai multe și ești mai apropiat de treaba asta. Noi suntem ca niște chibiți, adică cea mai pe baza ce am citit asta, dăm noi interpretare. Nu poți să faci asta, e clar. Dar nici eu măcar, eu sunt absolvent de teologie care s-a specializat în istorie medievală. Că sunt eu pasionat de istorie, da, și citesc. Da. Nu mă, e clar că trebuie ca cineva, adică să spună, da, domne, omul a... E, pe de altă parte, dacă oamenii au pus o placă și e de 50 de ani placa acolo, cum ziceam și la început, în percepția populară nu prea poți să o mai schimbă, acolo a lucrat Eminescu. Normal. E foarte greu să vii să zici, să tai așa, n-a lucrat, bă, o fotografie. Mai bine să nu ne oferim să schimbăm, să punem unde nu e. Adică eu mă gândesc cu, nu cu un timeline, nu știu cum să-i zic, cu guloaie din alea, să te duci să dai click 1806, să deschidă frumos, hop, poză cu ziarul Timpul în care el scria și apare Mihai Eminescu. O chestie unde să spui, a lucrat aici doar 7 luni pentru că s-a schimbat, te duci următoarea, pac, dai click pe ăla. Adică, acum, exact. Acum am dat seama, ești piezărea, cum ne vedem, cum mă văd cu tine. Da, trebuie să punem la cale. Mai arunci o chestie. Dar știi cum vin astea? Nu vin din, bă, le citiști, te duci la oamenii ăia și spui, mi se pare logic, dar fără a fi ipocrit. Adică, mă, sunt niște nebuni frumoși care au deschis acum o lună de zile Muzeul Fotbalului din România. Cine, Doamne iartă-mă, că suntem în Sfântul Post, ar investi un milion și ceva de euro din banii lui ca să deschidă un muzeu al fotbalului. Da? Cu încă unul s-au găsit doi și au pus 2 milioane și ceva de euro. S-au dus la Gică Popescu și a zis, Gicuță, tată, tu tricoul de la Barcelona unde ești capitan și cu brasaletele la cum se cheamă, cu banderola aia, că nimeni mai vorbește românește, o ții în casă la tine. E vizibilă pentru prietenii tăi și nu știu. Nu vrei 2, 3, 4, 5 ani în condiții de păstrare senzație să ne-o dai nou și să vină 100.000 de bucureșteni sau de români pe an și să o admire? Și omul a zis, ba da, nu vrei să fii capitanul muzeului nostru și de acum să te prezent Gică Popescu, capitanul muzeului. Nu e fotbal românesc, e fotbal mondial. Și a mai venit și Gicuță Hagi și a zis, bă, dau și eu tricoul cu care am jucat ca să nu fie numai românesc. Și a mai venit Hagi. Am vorbit cu băieții de la Adidas, că aici nu-i rost de reclamă, că nu cred că câștigă Adidasul de pe urma viză. Așa, și a zis, domne, noi vă dăm cele 20 și ceva, două, câte ediții au fost până acum, 18 de campionat mondial sau câte au fost, și vă dăm replici ale mingilor de atunci. Uite, bă, cum se juca, chiar dacă nu era Adidas, uite, în 30 era cu șireți, trăgea ăla de șiret, uite, bă, și cum a ajuns acum că e încărcată cu, la baterie, ăia încarcă seara în Qatar acum, știți, dar pe telefonul mobil, mingea încărcată la priză, pentru că ea are în ea un chip, toate mingile au în ele un chip. Și alea, prima oară când aud așa ceva. Ca telefonul mobil e încărcat. Se bagă 10 mingi în priză. Joystick și dai call, cum vrei, adică, ajungă. Uitați că asta rămâne registrată și ne vedem în 2-3 ani. Nu vine un hacker român în 3 ani de zile și face așa cu mingea cum vrea el. Țineți minte. Țineți minte că e finalul 2022. Pleacă de poarta aia să ducem ori de gașa o dată, nu se întoarce așa și o bagă propria poartă, domnule, a bătut vântul. Ascultați, nu vin doi băieți din Drăgășan sau de unde erau ăia cu polul hackerismului mondial, Râmnicu Vâlcea? Fac ei ceva? Nu, nici cu joystick, cred că o să fac așa, din telefon, dintr-o aplicație, da? Ei seara încarcă aceste mingi, 10 bucăți, se pun acolo. De ce? Pentru că există un chip la fel și pe linia porții, ăla bingăne când a trecut mingea în totalitate, când n-a trecut în totalitate, când e gol, când nu e gol, toți sunt chipați acum, da? Așa a ajuns fotbalul. Pe de altă parte, acum 10 ani de zile, când ăla dădea gol și nu era și așa mai departe, ziceam, bă, ce bine ar fi să există o tehnologie. Că uite, bă, e munca omului ăstuia, ăsta săracul, a apărat, dar de fapt ăla, arbitru Bulandiu, a dat că e gol. Da? Ei, ți-a venit varul. Acum a zis, bă, v-ați dus prea departe, mă, mânca vă arătat, apoi voi încărcați mingea ca pe telefonul. Păi cine a cerut, bă, acum 10 ani? Păi da, bă, dar v-ați dus prea departe. Păi tehnologia, ce credeți, că să vă opri într-un loc, ea se duce până în capăt. Zice, trebuie să treacă mingea cu toată circumferința. Asta e tușa. Atinge mingiuca, uite atâta, un milimetru, un centimetru, nu este afară din joc. Păi cum, bă, că ai toată aici, 99,9% și un cioc de barză atinge aici. Și vine, asta e regula. Vine varul și zice, are chip în ea? Are. A atins, mă, tușa, a atins-o. E gol, tată. Ăla o scoate de aici, o dă și o bagă în poartă. Ăia urlă că-i aud, vizibil. Analiză, dar tu pune-te în pielea arbitrului acum. Deci tu, ei au analizat încă vreo 3-4 zile cu varul ăla și tot n-au potrivit-o. Bă, a fost, n-a fost. Arbitrul ăla într-o fracțiune de secundă, ochiul, ce dă? Ce fluieră el? Ce fluieră el? Scoate și la un telefon din buzunar. Stați un pic, bă, nu e net aici și așa mai departe. Da? Deci în halul ăsta s-a ajuns să se încarce
Bun, și omul ăsta... Bine, vorbim și dă niște sume. Da. Ei, dar omul ăsta a deschis și l-am întrebat, zic, auzi mă, prințule, cinstit, în cât timp crezi, mă, tată? Și mi-a zis, bă, cam în 100 de ani cred că recuperez investiția. Și am zis, păi în 100 de ani există riscul ca nici ăla micul al tău să nu. Și a zis, da, mulțumim. Ei, acum vine omul și spune, băi, oprișene, nu știți, am file, nea, Sorine, nu știți nimic, că la spală niște aici, bani, băi. Aici hai să închid eu situația vis-a-vis de într-o 100 de ani. Replica lui Dinicu Golescu când face primul palat regal, ăla în care au început... Da. Când a venit primul palat regal, ăla în care a venit Cuza? Ăla în care vine Cuza și Carol. După și care zice Elisabete, mă așteaptă un pic, că-s doi porci aici care rânesc. Da, da, da. Erau porcii care și-a zis unde-i palatul și ei au zis aici. Știi că, și acolo, a zis, hai să trimitem acolo repede o telegramă să nu se grăbească. Doamna Elisabeta să nu vină brusc. Bă, nu e, n-are treabă, că e logodit mai încolo. El vine, știu, el vine da, Boltei. Da. În, da? Da, 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 n-are treabă. A, atunci e făcătură. Nu, există, o am cu domnul Sorin pe înregistrare. E vis-a-vis de faptul că îi se spune că am ajuns la palat și ăsta încearcă discret. Ui, Leopale, dar unde-i da, palatul? El mai? Unde era acum? Unde-i biserica Crețulescu? Nu, este aripa, cum te uiți la palatul regal, este aripa lui stângă, da, dar clădirea originală nu stătea paralel cu calea viitorului, venea perpendicular pe ea. Deci bloca cum ar veni calea viitorului. Nu, a, perpendicular. Atingea. Tangențial, dar era o clădire gândită în perpendicular cu calea Victoriei. A, perpendicular. Fațada lui deci era se ducea la... spune spre blocul Adam sau ce e acolo în spate, da, cum ar veni. Da, spre Câmpineanu. Spre Câmpineanu. Exact. Dar Dinicu Golescu a făcut clădirea aia originală, este făcută pentru standard de epocă, era imensă. Avea 20 ceva de camere foarte mari, da, 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 într-o epocă în care toată luminația posibilă erau lumânări de seu sau de ceară. De ceară, da, era lucru. Și intră tatălui Dinicu Golescu, bătrânul Vornic Golescu, să uită, bravo, fătul meu, dar cu ce ai să luminezi asta? Și îi dă replica genială, tată, eu clădesc pentru viitor. Eu nu știu acum cu ce luminez, dar eu sunt convins că o să aibă... Vezi câțiva din ăștia... Și vreau să-ți adaug și eu, că ai zis băieți cu muzeul fotbalului, că există și dintre aia vechi care încă fac. Eu am... e publică, se poate vedea. Dacă mergi la Muzeul Colecțiilor de Artă, între ultimele donații făcute sunt două săli, donația familiei Nasta. Dan Nasta, actor, da, mai puțin vizibil, da, în da, perioada comunistă, a fost printre cei mai mari colecționari privați de artă din România secolului 20. Foarte tare, nu știu. Eu am avut, era, am avut ocazia să, specificul meu la Belu, să intru la el în casă când era muribund. Pe hol să găseau trei tapiserii flamande de secol 16. Pe hol. Nu știu care e valoarea. Dar erau așa, despre... Da, da. Nu pot să spun că... Ce cu ele? Da. Ai luat și tu un briceac? Dacă eram prieten. Ai umblat și tu cu un cutter? Da. La ce mai intri frate la om în casă când era muribund? N-am intrat singur. Ah, da, okay. Deci n-ai putut lua nimic. Să știți că asta e percepția omului de astăzi, din păcate. Da, noi trăim, da, da, noi trăim într-o bula noastră asta de Facebook, ăia 15 inși, când vom ieși și noi să vezi cum schimbăm omenirea, că noi cu băieții ăștia, știi? Și te duci și vezi că ai luat 100.000 de voturi și ăla a luat 2 milioane. Zici, bă, nu cred că, nu cred că e ok cu bula asta noastră, știi? Nepotul lui Dan Nasta, Mihai Nasta, pot să-i dau numele, e da, publică treaba. Nu-i da ce adresa. Nu, am moștenit, păi pot să eu și dau, pentru că omul a moștenit toată colecția asta, omul ce avea în casă era peanuts, pentru că avea un pălățel pe lângă potlogi unde ținea grosul. Ma. Omul, în loc să-și pună niște zerouri la contul personal, a donat, da, donat tot. Da. E da, totul donat. Bravo lui, bravo. Unde, la muzeu sau unde? Unde, unde am început noi pe calea Victoriei, la muzeul Palatul Romanit, muzeul colecției. Da, dar mi-a spus omul care e director aici, că nu-i patron, Bogdan, de director, mi-a spus, bă, am avut nevoie doar de un telefon și oamenii au venit să mi le dea fotbaliștii. N-a fost, bă, te rog eu, du-te, bă, că nu dau nimic, da, din da, casă. A, mă, te rog eu frumos, nu? Și s-au găsit toți băieții din generația de aur, s-au sunat între ei sau cu tare. Deci se poate, nu suntem morți de tot. Am văzut astăzi o chestie, mi s-a făcut pielea ca de găină. A venit la un, astăzi de dimineață la un liceu din Târgu Jiu, un tip care a luat clasa 12-a, a luat locul al treilea, deci medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Știință. Nu știu pe unde a fost și s-a întors băiat. Băi, au făcut un culoar, în București nu s-ar fi făcut. Ei au făcut un culoar, l-au aplaudat toți. O chestie, da, mă, da, nu, care contează, care contează, da? Și o colegă de-a lui a dat un buchet de flori. Dar nu libidinos, nu porcos, nu bă, de TikTok, nu l-a luat să-l sărute pe din gură să-i rămână. Considerație. Așa au simțit ei, bă, vine ăsta, o chestie, știi, filmată pe YouTube, are 10 secunde. Toți așa, exact ca aia cum stau la nuntă când se iese de la sfat, adică uite, să face, să face și pielea și păștii, da? Și colega aia lui, mititic, așa cu un buchet de flori, a luat la pupat cu un obraz pe altul și ăla, timiduț, așa, așa, și directorul, ce a putut să facă directorul? I-a fript o diplomă în mână, bravo, bă, de participare la POC, ăla venise de la Congresul Internațional de Știință, așa, a luat locul 3 și directorul i-a dat, acum știu, să zic, ce vrea eu pișene să-i dea. Niște bani?
iei trei cărți. Domne, școala, cum povestesc eu? La fiul meu în clasă și în liceu, campion național, campion municipal la basket. La sfârșitul anului este română. Școala este săracă. Școala în general și liceul și tot. Bă, sună pe părintele ăla. Tată, fii atent. Avem în clasă, în liceul nostru, niște campioni naționali. Nu contează la ce, la bănuți de iarți. Tu am văzut cu domnul Sorin în Mongolia, au un joc cu oase. Bun, ăla. Traga... Da? Noi nu avem bani și posibilitatea. Ai vorbește cu părintele său. Părintele său să se ducă, adică noi, părinții, să mergem într-un Decathlon, să cumpărăm 2000 de basket și să le dăm așa, hop, directoare. Și la sfârșitul, așa când se spune, doamne diriginte, băi, la nota 10, la școală cu tare, dar mai avem printre noi următorii elevi, ăștia doi tâmpiți, care au luat la concursul Sunt ciubote Cervantes. La matematică, da. La cutare. Dă-le bă două cărți cu Cervantes. Următorii doi idioți care au luat la concursul să trecem frumos pe trecerea de pietoni. Uite, bă, în partea poliției două fluiere. Și doi idioți care au luat la concursul ce ați luat voi, mă, la basket. Dă-le bă 2000. Atât. Și asta și e corect. Ăia... segmentarea, da? Nu să oameni să simt bine, adică, bă, uite, bă, munca mea de un an de zile în care... A fost apreciat, da. Exact. După aia îi spun acasă, vezi, bă, băule, că tactul ți-a luat, bă, șica, că ăștia n-aveau două de un leu. Da. Știi? Fă omul să se simtă bine. Nimic. Exact. Liceul Cervantes e lipit, iartă-mă, de casa în care a murit Coșbuc. Lipit. Lipit. Casa unde Coșbuc în perioada ultimii 2 ani de când viață. A murit fiul. După fiul e mort în 16, el moare, da, în 18. În 18? Da, de dorul lui, că spune că nu mai mănâncă nimic. Cât e București ocupat de germani, Coșbuc, da, rămâne în București. Pentru că amărâții din București care trebuiau să trateze cu autoritățile germane, trebuiau să aibă documentele în limba germană, el să învață practică, că puteai să te duci, băgai documentele pe o vizetă, Coșbuc ți-l lua, ți-l traducea, le băga înapoi pe vizetă, dacă îi băgai bani, ți-i împingea înapoi. Da. Deci el este unul dintre primii români care au făcut drifturi în București cu o mașină Mercedes. Da. Pe la 1914-15, pe dealul, acolo, grădina Procopoaie, în spate la pe Virgiliu. Pe Virgiliu. Punea niște pietre și se dădea cu mașina. Fiul sus săracul ce să vadă? Ce-a văzut la taxul? Prinde și el dor de mașină. Iarăși, una e una și alta e alta. Adică poți să ai... Da. Dar el... Eu la Țibucan se stinge... am zis treaba asta. Pardon. Vis-a-vis de opulența oamenilor de stat. Exact ce am început noi. Cogălnicianul, afemeiat, cuza, afemeiat, cartoful. Dar n-are nicio legătură cu ceea ce scria. Unul la mână, doi la mână, dacă omul administrează competent aparatul de stat, ăla poate să se spargă pe ce vrea în fiecare seară, că tot iese pe curs. E fix ca fotbalistul străin versus fotbalistul român. Ăia de la Marca din Spania mi-a zis, auzi, bă, hai să zic una. Bă, Raul a lăsat-o gravidă pe nevasta de 4 sau de 5 ori, aia a fost gravidă, lăuză, nu știu, deci vreo 8 ani nu prea a putut să atingă de ea. Tu crezi că în timpul ăla l-a fluierat? Dar zice, n-a făcut-o urât, n-a făcut-o decadent, n-a făcut... Ok, doamne, doamne, acolo sus la împărțeală, o să o tragă deoparte și o să zică, bă, aia să chinuia cu copiii, tu ai fost un vagabond. Dar, a zis... Marș dacă... la cazan. Marș la cazan. Ha, dă-i mai dă-i smoală. Stai o paranteză. Dar, dacă ăla a doua zi a jucat și a câștigat și a bătut Barcelona sau cu tare, și mă interesează, frate, ce a făcut ieri, pe mine. Poate moralicește, nu e ok și nu e frumos să propovăduiești așa ceva. Da, ăla e fotbalist. Poarta Raiului, Sfântul Petru. Un rând de bărbați, zice Sfântul Petru, prima chestie. Cine a înșelat și a înșelat soția să facă un pas în față? Toți mai puțin unul. Perfect. Toți în rai, tu treci în iad. Păi stai, Sfinte Petre, păi eu. Noi aici certăm greșeli, nu prostie. Aoleo, vine o bătrânică așa pe la 90 de ani la Sfântul Petru și zice, ma ta în viață ai prea curvit? Nu, nimic, ai băut? Nu, nimic, ai mâncat în post? Niciodată, Sfinte Petre. Bă, zice, vine un coache, am un heruvim din ăla, un arhanghel ce era, zice, adurând mar de tot de aripi. Știți? Zice, Doamne, mă face înger? Nu, gâscă. Știa că dați 10 gălezi de apă, deci atâta bea un bou. Da. Și Sfântul Petru ce stătea la împărțeală acolo când bătăinul și când deschide nimeni. Ce glume aveți, mă, și voi închide ușa să duce iar la împărțeală iar. Deschide nimeni, să uită stânga ce. Ia stai, mă, că stau așa cu mâna pe clanță, stă cu mâna. Hop, când trage, hop, unul bătea. Ce faci, mă, trăițar, familia ta? Zice, Sfinte, nu, dar în mine nu sunt nevinovat. E un accident rutier jos și-s băieții de la Zmur cu mine. Nu-i vina mea. Bancul cu stele, al știi? Nu. Eu cu Maria. Maria au o problemă. La prima naștere, împinge Maria, împinge. Și zboară copilul pe geam. La a doua naștere, la fel. Și văd imaginea. Să prinde Ion care are o problemă. Ce, bă, ce fac eu? Cum fac eu să sfătuiește băieții? Ce? Ia-mă, lua pe Stelea. Era în perioada, da, când era Stelea. Ți-l prinde frumos. Bă, să pune Stelea acolo și o rezolvă.
a treia naștere. Maria, împinge Maria. Ha! Împinge Maria. Ha! Împinge Maria. Stelea. Hop! Pac pac. Buf, degajează. Corect. Redem glumind, dar avem 25 de ani anul ăsta de când ne-am calificat la un campionat mondial, de când ne-am tuns ultima aia dată. Am auzit și eu. Ne-am vopsit blond. Nu e nicio surpriză, gata, nu e nicio surpriză. Da. Ba da, că acum unii vor scrie, bă, tu știi câte stadioane s-au deschis în România? Nu mai vorbiți voi, bă, acolo, că nu sunt stadioane. Bă, mica problemă la cultură e că dacă investești acum, să va vedea și la sport, să va vedea da, peste 2-3 problema e că nu numai sportul a murit, că știm bine tu trei, că a murit cu cultura și arta. Tot. Am glumit ieri că sindicatul care militează și vrea să picheteze pentru faptul că bugetul la buget s-a împărțit din nou și cel mai puțin a primit educația. Ca de altfel, nu tine, apărare, a luat avioane, da. E cel mai mic buget care... din 20 da, de ani. În 20 de ani și federația se cheamă FESILI. Pe federația FESILI, da, pe cuvântul meu. Adică, bă, în momentul ăla care a dat, dar e Federația Educației. Auzi, dar de văzut vedi ce audiței ăștia. Râdem, dar nu-i de râs asta. E... Și am zis, frate, am zis, și unde-i știrea? Că în fiecare an educație primește cel mai puțin. Tu când faci știrea că a primit din nou cel mai puțin, unde-i știrea? Unde-i știrea, exact. Adică, bă, până acum a primit 8% și acum are 1 sau 2%. Da. Bucureștenii au ajuns la spital de Crăciun. Da, unde-i știrea? Aceea știre de 30 acum, de ani după Revoluție. Acum vor ajunge toți cu intoxicație alimentară și încurcătură de mațe că nu mai poate să-și rupă gâtul pe gheață. Că nu mai e că până acum era cu gheață. Da, cu gheață, da. 72 de așa dintre care, de ce ați ieșit din casă? M-am dus să mai iau și eu, păi mică că s-a terminat. Păi nu știați că e Crăciunul și că n-ați putut să luați cu două. S-a terminat de... Acum nu mai merge asta că nu mai e gheață. Mai gheață. Va fi cu din astea cu domnule... Uite, treptat că te-am mai ascultat în podcasturi. A început totul să se mai estompeze sentimentul ăsta de panică de era glaciară înaintea sărbătorilor că trebuie să ne luăm mâncare da, pentru trei ani. Da, dar știi când îi vom găsi pe întâi? O să-i vezi pe toți. Am ieșit și noi un picuț. Ia să-i vezi. În mall-ul. Eu am rămas siderat. Nu știu în ce context am ajuns da. Într-un mall și eu de 1 ianuarie. Duduiau, da. Nu ne dau numele, da. Dar sunt celebrele fast food-uri. Da. Băi, Duduiau. Bine, noi suntem cam ultima generație, cred că noi, adică ăștia între 40-60 de ani, care mai putem fi păstrători de tradiții. Cinstit, pentru că dacă noi o ucidem, noi dacă o ucidem, mulți înainte, Julio Iglesias este între 3 ani, eu sunt media vida, deci cam 66. Deci zice că 33 de ani. Eu ți-am mai spus care e împărțirea vieții în viziunea mea ideală, eu sunt în prima treime. Sfânta treime. Așa. Suntem cam ultimii păstrători de tradiții. Pentru că noi nu mai vopsim ouă. Ăla în casă ce să vadă la 15 ani? Ăsta se duce mega imaj, cumpără 10 ouă, 2 verzi, 2 roșii, le ciocnindă 2 ori, vopsitele ciocnindă 2 ori, gata, mâncat. Nu mai primim colindător, nu mai primim, că ți-e frică, nu deschide-o, mă, tu nu vezi ce față, au ăștia să uită în cad, lasă-mă, bă, în pace, da? Ăia vin cu boxa afară, plună boxă, bluștuț și încep aia și fac de trei ori așa, nu le mai arunci bani pe geam, da? Vin ăia de la corul Madrigal, de la nu știu ce, că mai vin prin bloc și încep să cânte frumos. Lumea zice, la ăștia trebuie să le dai 102, bă, că uite cum să te îmbrăcați. Nu deschid. Nu deschid, mă, să le arunc una de 50 de bani sau ce să le arunc. Uite, bă, că ea vin, cântă pe voci. Eu 10 ani de zile, fiind de la teologie, ca să-mi fac un ban de buzunar în seminar. Veneai și... Am mers pe scări de bloc. Și cum era? Care era reacția? Bine, acum 10 ani era... Până acum 8 ani am colindat, deci până la 25 de ani, când am zis că, bă, suntem cam mari, ai las-o. Dar deschideau bătrâne, ne întindeau, nu știu, o banană, mamă, n-am să vă dau altceva, dar foarte vă dă tare, mama... Da. Băi, te-a bușat plânsul la un moment dat, adică era... Da. Și ne făcusem obiceiul, am mers în aceleași zone, chiar m-am întâlnit, l-am dat cu o doamnă care m-a recunoscut, nu din culmea, nu de pe net. Tu ești băiatul ăla care venea cu colindul, cu un bloc. Da, doamna, am crescut și eu numai... Doamne, mamă, băiatul de pe YouTube. Da. Așa, a întrebat de ce nu mai vii? Mi-a zis, doamna, am crescut. Mi-e rușine să mai vin la 30 de ani să mai cânt. Dar, pe cuvânt, m-aș duce de drag. Doar da. Așa de... Da. Deci, la un moment dat... Bine, a murit asta, adică... Sentimentul, să știi că era reciproc. Practica când colinzi pe bloc, e simplă. Ca să ai suflu, te duci la etajul 10, cobori și o iei în jos. Da, nu invers. Noi nu eram din aia care întâi băteau la ușă și după aia dacă deschideai... Cântai pe hol. Începeam să cântăm, coboram și te auzeau oameni. Am avut blocuri unde colindam în același bloc de 8 ani de zile în aceea zi. Deci în ziua de 22 noi intram în bloc. Deci practic e o mafia colindului. Există o mafia colindătorilor și o organizație a colindătorilor. Da, să-ți găsești tot palierul deschis. Salutări, cartierul, drumul Taberii, zona favorit, zona Moghioroș. Ah, păi cântai la ăștia, mă, care au grădină cu flori în față. Vino-n țețeme, tăticule, militar dacă e. Eu am cântat la mine în zonă.
nu m-am dus departe. Iartă-ne pe noi, pe ei cântat la ăștia spălați, bă. Dar știi cât de mișto era să ți se deschidă un palier întreg și să vezi toți oamenii că stau. Dacă o vedem pe YouTube filmată de doi germani de la un bloc, aici mi-e ciudă mie cel mai mult. Pornind de la fotbal până la actele astea de cultură. Dacă vine unul de cu un telefon de ăsta spart al meu și filmează dintr-un bloc german niște oameni care cântă în față, Doamne, cât de frumos! Bă, uite, Silent Night, cum se aude! Uitați-vă, pune! Când vin ăștia în spate la noi, înțețe-mi și până la ce dracu țigănii asta, mă, ține bunii, cântă unii în spate îmbrăcați la corul Madrigal. Asta este, da? Unele sunt țigănii. Sunt, dar vreau să zic, când ăia cântă Just Can't Get Enough în tribuna la Celtic Glasgow, nu ce, mamă, cât de mișto. Când Rapidul vine și cântă, știi, 20.000 de la... Ce asta, mă, cu... Trebuie să-ți recunosc că singura dată când m-am uitat cu drag la o galerie de fotbal, nu știu fanii cui erau, erau niște hooligans englezi și au început să cânte Savage Garden, I'll Be Your Everything. Da, este reclama de la Puma. Vai, genială! Da. Și după aia caut același lucru, Tiamo, melodia Tiamo cântată de... M-a amuzat teribil cât nu se pupă mesajul aia cât toți spune cu... Și continuarea este cu Tiamo, italieni, tot reclamă la Puma. Da, e cu trăire, e mișto. Da, reclamă la Puma, da, genial. Oamenii se duc. Adică ar merita în București chiar primăria să facă lucrul ăsta. La un dat festival de colindă, dar la modul exact cum când dați drumul la cer. Trimite-mă colindă, îți bucură omul, măcar în noaptea de ajun. Pe bune că ăsta ar fi bun și de experiment să mor. Dom'le, în nefăcătură, nenimic, să vină tinerii care veneau, voi, acum 15 ani, îmbrăcați frumos, numai... cu boxele alea bluștuți cu capra aia făcătură. Noi nu aveam nici boxe, nici capra. Să noi vină să cânte live și să vedem, pe de altă parte, omul dacă vede că sunteți îmbrăcați, erați îmbrăcați frumos și cântați frumos, dă, nu iese pe geam. Să fac o variație la ce ai spus tu. Eu am 33 de ani, de bine de rău, câștig traiul. Mulți înainte. Nu, ăia de la teologie, de la conservator, ăia care le au cu cântatul. Dă-le mă o subvenție. Bă, băieți, mergeți și colindați. E întrebarea, în România? În România. Ha. Crezi că vorbește. Deci tot avem moda pomenilor de sărbători. Îți dai seama cum ar fi în ziar a doua zi, da? Primăria sectorului 6 s-a gândit să subvenționeze un cor de popi care cântau în parcarea blocului O6 între două merțane, Silent Night. Nu în poziție fixă, Toma. Dă-le grupul. Nu, vreau să zic, da. Trimite-i pe scări de bloc. Cine este în spatele acestei afaceri? Cine și așa mai departe? Fă o treabă publică, pune afișe cum pune popa că vine cu icoana de Crăciun și de bobotează. S-a și pârlit mult, Damian. S-a pârlit mult și atunci omul e normal să fie așa. E drept. A făcut un podcast din asta de educație financiară și a venit omul ăla să ne explice că în afară de să-ți depui banii la bancă pe verturii, există și niște fonduri de investiție. Ce a întrebat omul și în primul loc? Cafenei ăla da pârlit și nu ce? Și a zis, da, noi și acum atragem după treaba aia. Lăsați-ne cu fondurile voastre, că cafeneiul e mort în 2000. Și au trecut 22 de ani sau schimb. Nu, nu. Știi? Și atunci, băi, lasă-mă, duc eu pe overturii, că acolo am 5 bănci, că la mine e Wall Street pe overturii. Ăla și acum ați râde în față, că aia oamenii sunt proști. Da, să-ți explică. Dar omul a recunoscut, băi, eu se scrog de meserie. Da. Chiar mă mir că m-au băgat așa puțin la pușcării față de când meritam. A spus el cu gura lui. Adică da, omul în 1990 stăteam într-o încăperea mea din Roman, o cameră goală plină de bani. Și am făcut dragoste cu soția mea. Deci uite, că o știm este toți. Este exact care Gigi Dinică, mâna atinsă, că ar fi profesorist, ce dracu. Mulți se exploze și să dau cinstiți. El nu a zis, da. Eu se scrog de meserie, v-am făcut. A zis, mie îmi pare rău că mi-ați dat puțin. Da, exact. E de apreciat domnul pentru sinceritate, dar eu eram la realitate și am început să fac catering, asta de o mai facem noi, acum pe post. El neștiind. Și trece o lună de zile când zapează, vede pe unul pe post și îl cheamă pe directorul general și zice doar atât. Mă, ăsta care se scălâmbă, ia să asigur e pe postul meu? L-a întrebat cine e sau ce caută. Eu îl plătesc pe ta? A zis, eu poate din greu. Mă, ăsta care se scălâmbă, ia să la ora asta, ăsta e pe postul meu, sigur? Și a zis, da, uitați noi să vă spunem. A, ok, omul a vrut doar să se asigură că nu s-a confundat postul sau sigla, știi? A zis, ok, îl plătesc la... Dar e pe postul meu, sigur? Da, ok. N-a zis, dați-l afară, cine e ăsta? E pe postul meu? Da. Mulțumesc. Știi? Atâta. O, să rămână, bine v-am găsit. Ia! Dar cum să știi? Plată de murături putem să aducem, să sortăm? Tu nu mănânci, ții post, nu? Nu dați din soia, că e vegan. Da. Dar prea cu cernice, tu de ce nu ții post? Din convingere, estimabile. Dar cred că am vorbit asta în primul podcast. Da, o să-ți dea niște aripi. Știi? Da, să gândesc că nu. Eu n-am nimic cu cine ține post. Chiar n-am avut niciodată polemici pe tema asta. Eu n-am simțit vreodată nevoia să țin post. N-am ținut-o nici înainte de seminar. Am ținut-o un pic obligat forțat în seminar. Da. Ceea ce n-a ajutat cu nimic, că am ținut-o obligat forțat. Și când am terminat seminarul... O să răspund doar o secundă? Te rog. Scuze. Ies un picuț că e... Da, nenea Cătă, să trăiți. Uite, până în oraș un picuț am ieșit și... Salut. Da, dar micii stau aici pe undeva făcuți. Da, în zonă. Îți confirm de ce.
pentru că este atestat că a fost la restaurantul la o idee a lui Iordache Ionescu, unde s-au inventat. Da, la Iordache. Eu tot studiez chestia asta cu podcasturile, Cătăr. Da. Pentru că sunt vreo 10-15 oameni ca tine care fac podcasturi adevărate în București. Să rămână. Invitații sunt cam aceiași. Da, se învârt între ei. 100 de oameni, să zic, da. Maxim. Da. Am pățit eu că am fost la vreo 10 podcast, bă, dar cel mai chemat, ok, am zis ăla că se repetă de fiecare dată. Așa este. Te vine, te vine tu care așa sunt și eu, zic, domnule, câta povestirile poți să ai? Exact, da. Adică ai trăit 8 vieți? Ai trăit una. Exact. Ok, că ai avut-o mișto și că ai avut alta, dar câte? Exact. E foarte important să-l întrebi pe om, adică dacă vezi că mai fost la podcast, să te uiți ce l-a întrebat aia, să nu mai repezi toată aceeași întrebare. Eu mi-au angajamentul anul viitor în emisiunile pe care le mai fac cu dumneavoastră, dacă or să vrea și ei, evident, să scot cel puțin 10 oameni noi, care n-au intrat pe stică, i-am cunoscut eu. Da, dar vin oamenii și spun, a, l-ai adus pe ăsta necunoscut, nu-ți fac vizualizări, mă. Normal, corect, are deși, deși tu știi povestea lui Gică Popescu pe de rost. Cum a ajuns la pușcărie, cum le-a spus copiilor în seara de dinainte, bă, tata vostru să-l ce acolo, cum a devenit capitanul Barz, toate! Toate! Îl trimitea taică-sul Dumnezeu să vede după sifoane, cea mai mare tragedie în ghilimele pentru el era să care sifonul și așa mai departe. Dar vrei să-l mai asculti o dată? El nu mai are ce să mai povestească, deși e Gică Popescu și-a... Da? Ar, bă, a povestit America, a povestit cum a fost, bă, gata! Gata! Vorba ta, nu trăim 7 vieți. Una! Nici nu avem toți harul, talentul naratoric al lui Florin Piersic să... Ne-a Florin să-l țină Dumnezeu sănătate, a trăit vreo 8 vieți, 10 vieți, nu una. Și a scos carte, frate, săptămâna asta au dărâmat aia la Gaudeamus acolo. Au dărâmat aia, au căzut alea de pereții aia, pe care despărțeau editurile. Sunt la o parte atitudinea foarte mișto, nu dau nume, dar un scriitor vis-a-vis de un om politic i-a explicat clar lui că n-are ce să caute acolo. Da. Păi da. Care au cochetat din actorie sau din artiști cu politica și au pierdut orice fel de imagine, tot. Eu cred că vorbește și acum. Uite, bă, Mircea Diaconu, de exemplu. Mircea Diaconu pentru mine era un idol, un actor extraordinar, adică filantropic, alea, când se bagă în politică, bum, gata, da, să te aici a fost vorba de unul care e scriitor de profesie, altul care nu cred că a citit ceva, nu cred că a scris. Și omul ăla a explicat, pur și simplu, că n-ai ce să cauți aici să-ți faci tu imagine pe seama unei chestii. Dar cum stai tu care chinu, nu care chinu, ca hiena și vezi a doua zi, ia mă, mâine, unde aș putea să mă duc? De la, Alex ceva? Ștefănescu versus Gigi Becali și eu menționez chestia, pentru filantropia lui Gigi Becali tot respect. Da. Pentru cultura lui Gigi Becali, da. Altă discuție. Da. Dar e momentul ăla când prezintă Tatulici, nu mai știu ce emisiune, e pe tema Nichita Stănescu. Sunt niște ani de zile de atunci și îl încalecă Alex Ștefănescu, dar îl încalecă frumos. Da. Deci mie mi s-a părut aia monument de demnitate în cultură. Domnule Becali, dumneavoastră nu sunteți inexistent numai ca autor, sunteți inexistent și ca cititor. Și eu, în locul dumneavoastră, aș avea un pic mai multă reținere înainte să pronunț nume ca Nichita Stănescu. Se enervează Becali și zice, dar ce-ar fi să plec? Cam târziu, domnule Becali. Trebuia să fiți plecat deja de aici. Wow. Bine, aia a fost în primul rând vina cu ea realizat emisiunea, da, aia, să pui în tandem Nichita Stănescu, Gigi Becali. Nici dacă te gândești înainte că vrei să-ți iasă o antiteză din asta perfectă, nu folosești, nu e ok. Nu. Dom'le, ai gândit-o, tu ai avut o străfulgerare așa, ia zi, și ce-i te-ai gândit-o? Dom'le, să vină Gigi cu Neales. Da, bravo, bă, bună idee, că ei o să certe între ei, o să fie nebunie. Nu o faci. Nu o faci că nu... Nu. Alex Ștefănescu, între altele, fie vorba, autorul ultimei opere esențiale despre Eminescu, Eminescu, poem cu poem. Ma. Știu că stă rău cu sănătatea, a transmis salutări pe... linia asta. Are inclusiv prezentări. E un tip, mie mi se pare monument de discreție, Alex Ștefănescu. Deci pe cât e de corpulent fizic, că ți ocupă tot cadrul, pe atât e de liniștit și știe să relateze. Iar ce a făcut el, cartea aia, am apucat numai să o răsfoiesc, n-am citit-o. E senzațional. Noi am ajuns să ne bucurăm că Muzeul Literaturii a ajuns totuși undeva, are un sediu și s-a deschis, știi? Alții au de 300 de ani așa ceva sau de 200 de ani. Noi suntem bucuroși că încă, bravo că s-a găsit un sediu. Da. Bine, în privința literaturii, italienii au Divina Comedie în secolul XIII, Dante Alighieri, Inferno. La noi, primul document în limba română, Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Dun către Iupân Iohannes Becker. Pe scurt, bă, dau turcii. Vezi că e groasă, barosane? Bine, ceea ce arată că aveam rețea de contraspionaj, bravo, din 1521. Bravo. Adică serviciile la Magellan, tari... În Magellan făceam conjurul lumii. Până mai devreme. Da?
Magellan la 1521 mi se pare că moare în Moluce. Fix în 1521, da? Parcă da. Mai târziu un pic. Nu contrazic. Iar la noi când e primul român care circumnavighează globul? Păi o fi ăsta, dar nu cred că vreodată. Badea Cărțandă s-a dus până acolo, dar mai ăla altul, Dan Dumitru ăla, nu știu cum îl cheamă. Bazila San. Cum oara? Fiul lui Gheorghe San. 1899? Nu, dar exact ca Magellan, circumnavigație, că pământ n-ai cum să-l iei la pas, că bla bla bla. S-a dus unul la pas după aia, prin 1900 și ceva. Este cineva mormântat, îmi scapă numele lui, este mormântat în cimitirul eroilor din Buzău. Dumitru, nu știu cum. Dumitru, asta am zis și eu, Dumitru. Da, cel mai tare glop-trotter român. E mormântat în Buzău, da? Eu am făcut monografia cimitirului din Buzău. Eu cu cimitirile. Asta vreau să zic. Nu poți să aranjezi lucrurile să-l tragi la tine? Nu e cazul. Belu are mai mult decât îi trebuie. Da? De la voi s-au furat cu macaraua sau cu ceva ăia. Sting și de la Turtucaia. Deci adevărat. Total adevărat. Deci noi pentru anii 90, Belu... Nu știu că noi de răscuzați-vă, dar... Acum s-a furat, că acum de curând mi-a spus Damian că s-a furat... Anul trecut. Anul trecut, două statui... Deci ăsta fac apel public și subliniez chestia asta nu pentru că lucrez eu acolo, administrația nu are nicio vină. Administrația abia are bani să plătească factura la curent, iar ca firmă de fază noi avem 12 gardieni cu media de vârstă 60 de ani, 70, pe 19 hectare. Ce or să facă aia? Și dacă o să-l vadă pe hoț, ce o să facă? O să sară în fața lui ca să se asigure că moare în seara aia? 12 gardieni? Da. Deci împreună 1000 de ani. Cam așa. Da, dar cum aleargă? N-aleargă. Nu e de râs. Și nu e posibil. S-a furat bustul amiralului Vasile Urseanu, omul care dând... Observatorul? Care dând bunătatea sufletului lui a donat observatorul de Palas Cărcatargiu. Nu cred așa ceva. Eu am tot spus chestia asta că vreau să se nu știe clar. Nu cred! Observatorul de Palas Cărcatargiu nu e observatorul de stat. Ăla e pe Candianu Popescu. Da. Ăla de pe Catargiu este donația particulară a amiralului Vasile Urseanu. Din pasiunea lui, omul a lăsat tot instrumentarul plus clădirea ridicată. Și unii i-au pârlit statuia? Da, i-au pârlit făcută Teodor Burcă. Deci e monument. Eu nu știu detalii despre chestia asta. Nu e, să mor, nu pot să mă abțin, dar lui de râd nicio culoare. Există o mafie, eu garantez că nu se fură, nu se mai fură cum s-a furat la Turtucaia pentru bronz. Pentru bronz, dar ăla am înțeles, scuză-mă, că avea fură, niște kilograme, nu era un leu ușor. De data asta se fură pentru opera de artă. E o mafie care le subtilizează ca obiecte. Și există niște idioți undeva care au impresia că se bucură dacă au în casă. Eu asta vreau să te întrebi, o țin în curte? Eu pentru aia mă rog să existe bântuiri. Și dacă tot l-ai luat, măcar să-ți apară amiralul noaptea. Să-ți bată așa. Ce faci, mă? Nu să-ți bată, să te bată în cap direct. Cu observatorul. Nu, că era băiat fin, n-ar fi țipat la tine, știi? Să zic că doar așa, dormi? Și ce mă doare pe ce mine? Ce faci, mă, dormi? Mai tare că... No? Când am vorbit noi... Salut, dormi? Când am vorbit noi de el în primul podcast, încă avea bustul și între timp a dispărut, i-au furat bustul. Nu mai zi nimic pe podcastul ăsta. Lasă, oprește-te. De ce? Nu mai zi de alții că... Păi nu... Zici ceva de Ioanis. Da. Puteți să-ți dăm niște acatiste? Am o listă mică de acatiste, pot? Eu am dat deja. Pentru cine a furat bustul lui Cincinat Pavelescu. Nu cred. Care era... Idolul meu. Dar știi că s-a întâmplat? Aici trebuia furisenie mare să dai să mor. Am filmat cu om în velu și am zis hai să te duc la Cincinat Pavelescu și am înjurat, nu pe cred. Am înjurat pe filmare. În momentul când mi-a dat seama că eu nu mai văd bustul. Ăla avea 4 kg. Ăsta nu este de film de-a lui Custurița. Dom'le, și acum eu ocupându-mă de Cincinat Pavelescu, vă rog să veniți cu mine normal. Să va... Și muzica din aia. Da. Aici e dovada clară că nu se fură pentru material. Ăla avea 5 kg, maxim. Era atât. Da? Uite, eu mă bucur și că se fură parcă. Că știi că contează asta. Una e să fur pentru bronz, să-l topești, și alta e bă să furi. Eu, pe cuvântul meu, dacă sunt capabil de crimă, da. E în momentul ăla. Dar chiar mă rog să există posesiune, filmul Anabel să fie mic copil. Deci să ți se scoale pereții în cap dacă ții cumva bustul lui Cincinat Pavelescu în casa ta și i-ai lăsat mormântul gol. Era supărat și pe omul ăsta care îl iubea pe Cincinat. Da. Dar așa era un bust de să uita omul zâmbind spre înălțim. 5 kg de Oscar Schmidt. Dar ce, doamne, mai putea să faci cu bustul lui Cincinat Pavelescu? Niște minți bolnave care vor să le arate prietenilor, fii atent ce am eu în casă. Eu rupe, mă, românul, că n-intră românul, îi fierbă Cincinat Pavelescu și tot, măi, bine, mă, ți-arăt ceva. Dar arată să vine statuia aia frumos, da. Făcută așa. Chiar... Statuia e făcută de Oscar Spete, adică are valoare artistică, bustul. Dar nu-i normal ce se întâmplă.
Și repet, nu-i vina administrației, primăria chiar ar trebui să angajeze. Dar Turtucaie, iartă-mă, Turtucaie e pârlită după Revoluție, nu? 94 sau 95. Acolo a fost imposibil, deci fără macara și fără basculantă. Da, am făcut acolo vlogul ăla din Beluș. Da, nu plecai cu ăia. Ăia aveau 450 de chile, unul, și erau patru. Și erau prinși cu buloane de fier, s-a păstrat un bulon. Deci e un bulon cu un pic de bronz, că l-a rupt, pur și simplu. Deci când a tras, nu-i la rangă, nu-i la legat de gât. Da. Exact, exact cum bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, eu sunt martor la 4 ani, când a albit fizic, i-a albit părul, văzând cum fură aia sistemul de irigații. Dacă mergi pe un Bărăganul Românesc, tot găsești stâlpii de curent care alimentau stațiile de pompare, nu o să-ți explici de ce sunt așa. Deci găsești unul în stânga, unul în dreapta, pentru că idioții au legat firul de cupru de la stâlpul de tractor și au plecat cu tractorul. Cum l-a legat? Cum a legat de coloana infinitului. Exact. N-a legat ăla să plece cu tractorul și s-a rupt lanțul, că altfel... Unul a sărit în stânga, unul în dreapta. Păi zice așa, zice, voi vreți așa, să faceți ceva dintr-o nație care are aburitor prută prima meserie, dintr-o nație care are coliva unul dintre cele mai bune deserturi, dintr-o nație care a ucis tot sistemul de irigație, apoi adună toți popii și pune în genunchi să cerșească ploaie. Chiar, popii fac ce pot ei. Da, nu, dar vreau să zic, da? Bă, Nenicule, Neanicu adusese până aici, siretul trăsese până aici, la Urziceni era. Da, unde-i siretul? Da, da, da. Unde-i siretul? Și el, când începi de aici și te duci de la Urziceni încolo spre Moldova și mai te uiți stânga-dreapta, era cuva de la cadă. Cu gunoaie, cu care de irigație. Da, o să vină niște chinezi și rezolvă tot. De 10 ani auzim asta. Bă, dacă nu ar veni chinezii aia, ce vorbești, mă, două săptămâni, gata tot. Dom'le, nu e autostrada, a plecat autostrada la drum. După 2 ani de zile aia s-a mutat toată, al Sebeș, nu știu care, am citit ieri că pleacă sănătos la drum, 2 ani are. Aia șmecheră de mergem noi și ieșim la Nădlac și facem legătură cu lumea civilizată, a plecat la drum. A plecat la drum. Eu aici fac paralelă, întorc de la Belu, ajung la mormântul lui Gogu Cantacuzino, primul director al căilor ferate române. Și povestesc de afacerea Strusberg. Corupția nu-i de ieri la noi. E întotdeauna. Afacerea Strusberg, cea mai mare afacere de corupție din timpul lui Carol I, când un consorțiu german primește bani să facă căile ferate, echivalentul autostrăzilor la vremea aia, ia bani și n-apar căi ferate. Scandal mare, că principalul lor consultant financiar era apropiatul casei regale. Da. Cine l-a trimis, mă, pe ăsta? Dar statul român, în momentul ăla, model, preia concesiunea, se ocupă el și face căi ferate. Când a murit Carol I, aveam cale ferată de la Dorohoi până la Mehedinți. Pentru că tot vechiul regat era conexat. Vine pe urmă afacerea cu amenajarea portului Constanța. Că câștigăm Dobrogea de la turci și ca să te conectezi la marele comerț, îți trebuia să un pod. Vine consorțiul francez de data asta, că nu mai lucrăm cu nemții că sunt vagabonzi. Da. Trecem la francezi. Și e un Cantacuzin mai puțin cunoscut, îl cheamă și foarte românesc, Jean-Baptiste Cantacuzino. Român, neoș. Dar omul era Cantacuzin. Da. Care este Baptist, da. Care e delegat inginer la port și ăsta vede că băieții din Franța, dacă făceau cât era la dimensiuni, băgau materiale proaste, dacă făceau cu materiale bune, făceau mai puțin. Deci, băi, vă închid șantierul. Du-te, mă, de aici, că... Și ne-a închis șantierul. A sărit statul român. Bă, Jean-Baptiste, ne-a închis șantierul, dar nu ne trebuie port. Ce facem? Și iară dă-i proces, vine... Dar vezi, noi așa tras ca un magnet. Știi că am mai vorbit noi la retragerea aureliană, când pleacă Aurelian cu toate trupele și ajunge pe podul lui Apolodor de Damasc, ieșise deja din Dacia și zice trrr, și aia s-o oprește tot în spate, tic 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 și se întoarce, exact, ea puneau cu calul și se întoarce așa să uite un număr și auzi, bă, un neamul prost să nu te pui, bă, niciodată, haide, bă. Bă, un neamul prost. Bine, asta știi că e legendă. Da. N-a nicio treabă, da. Aia a fost o mișcare tactică, că Dacia stătea ca un pinten în granița Imperiului Roman. Și nici nu prea mai avea oia mălai. 16 legiuni cât aveai de la Marea Nordului până la Marea Neagră, 4-3 erau în Dacia, că trebuiau să țină provincia. Da, mă, dar văd pozele alea pe Facebook, zice, cum au putut ăștia, mă, să construiască drumurile astea cu 2000 și ceva de ani? Și acum, și vine la stradă, are stradă nisip, deasupra are stradă, nu știu ce, deasupra are piatră publică. Aia băieții aveau cu, știi? Și tu n-ai una din, acum îți pleacă. A stat 2-3 ani de au gonit liliecii aia, că a zis, bă, nu intrăm peste habitatul natural al liliecului, al liliacului. A rezolvat-o cu liliacul, a rezolvat-o cu pârșii, cu marmotili, cu ce-or mai fi fost pe acolo, jderi, râși, linkși, da? Acum a plecat, pleacă.
Bă, n-ai făcut un studiu, n-ai făcut nimic, bă, nu poți să fac pe bucat, bă, să mișcă astea, fuge-le, a plecat, 2 ani. Sau ca să revenim la scriitori, ce spunea Păstorel Teodoreanu, în țara asta prefăcută, rahații scriu un loc să pută, iar scriitorii adevărați sunt dați afară de rahați. Despre asta e vorba? Am avut câțiva din ăștia care vor fi forever. Uite, hai să arunc eu o provocare la întors. Anul ăsta facem o reconstituire, da, viața cine lui ne-a chemat, mă, ai văzut? Păi lasă să mai pleci și tu cu tine. Da. Reconstituire la ce? Ia fiți atent. Reconstituire la viața lui Păstorel Teodoreanu. Da. Omul a fost unul dintre cei mai evocați dizidenți anticomuniști. E parcat la tine. Și vai de mormântul lui. Și dacă reușim să facem un eveniment, hai să facem și o donație, să-i refacem mormântul și, și să-i punem epitaful pe care și l-a dorit el. Facem o conferință. Da, perfect de acord. Și toți banii de la conferință se duc la refacerea mormântului. Și să-i punem pe mormânt epitaful pe care și l-a dorit el, a izace Păstorel, băiat bun și spirit fin, dacă treceți pe la el, nu-l creziți că ce revin. Am discutat cu cineva, persoană cunoscută, șef, bucătar, care va începe anul viitor și va face la televizor toate rețetele lui Păstorel. Uite, am discutat cu el alaltă. Vorbesc la Neața, când eram la Neața acum vreo 4-5 ani, cu Păstorel, cu Răzvan, cu Păstorel. Mulțumesc pentru reclama de la Neața. Să fim iubiți cu toți. Păstorel în sus, Păstorel în jos. Plec de la Neața, n-apuc să plec de la Neața, vine regizorul de platou și îmi spune: "Te așteaptă o doamnă la intrare." Și eu zic: "Pe mine, da, o doamnă mai în vârstă care e îmbrăcată într-un capot." Aha, zic: "Stai un pic." Că mă zic, n-are și o coasă sau ceva, nu? Ok, zice o doamnă în capot, doamna foarte bine, în capot. Eram blocul de deasupra studioului și avea un original de prin 30-40, nu mai țin minte exact, carte de bucată lui Păstorel. Și a zis, v-am auzit vorbind, nu mi-a venit să cred că cineva vorbește, am venit să vă donez. Și mi-a dat-o, de-aia sunt așa, mă iertați, am plecat imediat ca să vă prind, că știu că plecați. Eu l-am corupt pe domnul Sorin la scrierile gastronomice. Eu până astăzi, când vreau să-mi fac de cap, fac godinca de spanac al lui Păstorel. Aia, de bune? Șapte, da. Șapte etaje clădite. Și am dat-o lui Vlăduț, șeful de la Neața, zic, mă, ce să fac eu cu ea? O iau acasă și o vede fiul meu și cu nevastă mea, o văd. Și mă laud că am Păstorel. Să o ia cineva care să aibă grijă de ea și să facă din ea. Da, eu ce să fac, mă, da? Auzi, vin la mine, vrei să mergem până în cameră la mine să vă arăt că am o carte a lui Păstorel? Auziți, dar într-o zi când ne supărăm la Frumușani, încercăm o oaie la groapă. Da. Dar vin cu groapă, că vreau să la groapă. Eu vin cu groapă, păi nu, groapă am eu la Belu. Eu cu groapa vin de la Belu. Are destule acolo, are multe. Are pe mărim, pe un rând, pe două, pe trei, pe... Nu să dau nume, bine că s-a făcut legislația. Oaie la groapă, atunci fraier, facem oaie la capou. Aia da. E șmecher, adică oaie la groapă. Aveam un an jumate de Belu. Cum nu dau nume, asta. Nu dau... Un pic sinistru, dar merge, continuă. Eram proaspăt. Aveam un an, era proaspăt la Belu. Am ajuns, erau niște minorități. Au ei obiceiul să-și desume morții la 7 ani, să-i spele. Da. Și o făceau în curtea cimitirului. Da. Aici era bunica, proaspăt scoasă. Aici era grătarul cu fleicile. Părinte, vreți și dumneavoastră, din care mamă? Mă, dar se spune că de pomană trebuie să dai hrană caldă? Nu. Ba da, că altfel nu mănâncă. Biblic, deci omul îți făcea... O cană de apă dată cui e sete face de 10 ori mai mult decât oricât ai dat tu cui nu are nevoie. Aici, da. Vis-a-vis de pomenile pe care le facem noi la români, de ne strângem tot neamul și exact ce zici tu, facem mațu gheoagă, da, la masă. Dar între noi. Facem, băi, dacă tot vrei să faci pomană, nu faci nici ca am Duiliu Zanfirescu când se plimbă la coloaie de mormântare și strigă toți vătapii să vadă lumea cât de bogat e. Nici nu-ți chema neamul. Du-te la case de bătrâni, du-te la asiluri, da, de copii, du-te la... Dar, din păcate, pardon, sunt singurii care mai primesc asta, pentru că pe la biserici, prin curtea bisericilor, e muncă în zadar, dai, și muncă în bătrâni. Dar eu țin să adaug altceva. Stai într-un bloc, stai... Îi știi, da, pe unii, știi, că n-au dă niciunele. Du-te, mă, are, iau cu două mâini, cum și se nu zici. Te duce cu 3 grame de colivă, 5 grame de salam. Du-te și întreabă direct acolo, bă, ce mă, fetița merge la școală, ce-i trebuie? Da, da. Și dă de sufletul lui Pixulescu și la putare. Și o să fie chestia aia primită, da, de 10 ori. Da, și nu mai trebuie să fie caldă și... Și știi cumva, și dacă ești ateu, până la urmă... N-are nicio legătură, dai în memoria unui, nu contează. Nu dai pentru un popă sau pentru un cardinal sau pentru un teoctist. Pentru tu dai pentru taică mare care ți-a dat de o înghețată când îți ardea buza. Pentru ăla dai. Dă și tu la rândul tău să fie pentru cineva acolo. Clar, nu. Eminescule, să ne ierți că ne-am dus atât de departe. Păi nu, că noi în memoria lui Eminescu vorbim și cumva i-am făcut și parastasul astăzi. Da. De cât ar fi? 1889, suntem în 2022. 23.
Corect. Îți apare pe 2015, are 2023, deci 100... Păi ai din 89, ai 11 ani și cu 23, 134, scuze. Dar se fac 140 de ani, așa, de când l-a întâlnit Alexandru Vlahuță în ziua de Crăciun pe strada Episcopiei, care e până astăzi lângă Ateneu. Da. Venim Fuguța dinspre Știrbei, văd de unde... Pentru că acolo a fost Episcopia Râmnicului. Da. În locul Ateneului. Da, e, nu, exact, unde statuia lui Eminescu este pe locul altarului bisericii. Acolo era altarul. Că da, e tradiția ortodoxă să nu calci. Am înțeles. Unde a fost altarul. Vlahuță venind de pe Episcopie, îl vede pe Eminescu urcând dinspre șipotul fântânilor, dinspre Șbigiu, da, mergând repede, că era numai înghete și era un ger teribil, cum era o altă dată pe 25 decembrie, bătându-și cu mâinile paltonul că înghețase, spunându-i că de două zile el nu mai a avut, n-a mai avut bandă lemne în casă și n-a putut nici să doarmă de fric, și zicându-i că a mai trăit el sărbători negre, dacă pasta niciodată nu a fost. Sunt 140 de ani de când poetul nostru național îngheța de frig în casă și era nevoit să stea la pomana altora în cafenea la Imperial, stând până la sfârșitul programului ca să mai aibă și el un pic de căldură. Mai adaugă ceva după asta. Adică dacă n-am învățat-o, articolul... Eu vreau să-mi iei într-o notă pozitivă, da, acum, de sărbători, știi, dar... Da. Păi nu, eu am încheiat într-o notă cât ați fost plecat, am vorbit de pomeni. Vis-a-vis de faptul că asta noi avem obiceiul să facem... Minescule, să ne ierți, și Damian a zis, nu, tată, că asta e și pentru sufletul, știi? Normal. Că el iubea viața. Că era sărman, că era cum era, dar iubea viața, nu era un mâhnit. Iubea viața, iubea cultura română, iubea limba românească și a protestat tot timpul. Adică, frate, tu să te saluți, trăiască nația și ăla să-i obligat să-ți răspundă sus cu ea, erați din alt film, frate. Normal. Erau din alt film. Nu, dar nu s-a schimbat nimic, dacă stai să ce a spus Damian. Acum, așa cum în ziua de azi, ne bate joc de toate valorile noastre pe care le avem. Adică nu s-a schimbat. Caragiale e mentalitate, ca și... Caragiale e mai actual ca niciodată. Uite, Eminescu, dacă vrei să luăm cu obiceiul românesc, știi vreun puș din cartierul tău care e talentat la ceva, fă-ți mă pomană cu ăla, dă-i tu 10 milioane, îi mai dă și altul 10 milioane pomană, da, trimite-l la studii, ajută-l să studieze, să facă ce îi plăcea lui. Da, corect. Zi să fie lui, dă sufletul lui tata mare din neamul tău, corect, și dă-i lua la pomană. Corect. Fără ca ăla se simtă jignit, pentru că copilul ăla, pentru că copilul nu merge, pentru că acel copil, nu, că te taxează, băi, șmecherilor. Pentru că acel copil chiar are nevoie, dar părinții lui sau aia nu trebuie să se simtă deranjați. A, adică sunt sărman, mă, și mi-ai dat. Știu că și asta e treaba de la Eminescu. Eminescu s-a simțit vexat până ultima clipă a vieții, că primea... s-au făcut colecte în numele lui. Primea pomeni. M-ați scos la circ, ce e ăsta? Ce faceți voi cu numele meu? Așa am ajuns exact ca cea Rosetti. Cea Rosetti, după ce au ars casa și tipografia în ultimul an de viață, a vrut senatul să-i voteze o pensie și el a refuzat, s-a simțit și indignat. Ce faceți, mă? Eu am făcut politică pentru statul român, vostru, nu pentru buzunarele mele. Da, dar ei aveau altă... Aici eu îl citesc pe Emanuel Bădescu, deci asta este... Emanuel Bădescu are un articol în De Toate despre București, Cea Rosetti, contemporanul etern. Dă episodul ăsta la final, ultima, și pune... ultima frac, concluzia. Atitudinea de boier, nu de mârlan. Bă, dar ei se născuseră și în alte, ei veneau pe o linie din asta, pe un... Eminescu nu era boier, dar boier a murit. Da. Nici Creangă nu era boier, din potrivă. Da, dar erau crescuți în altă cultură, în altă... Că noi ne-au și încurcat ăștia ultimii 45 de ani. Din 45 până în 90. Cinstit, că la noi n-am mai avut nimic. Noi n-am mai avut nimic. Nici Nichita Stănescu nu era boier. Nichita Stănescu l-a scurt la... Asta e mărturia 100 de mine. Academicienul Mircea Dumitrescu, care încă e în viață, e sculptor. E omul pe brațele căruia am... Mă rog, figurativ. A murit Nichita Stănescu. L-a sunat Nichita vomând sânge. Vino să știu, cu salteaua plină cu... Vino să nu sperii pe Dora. Da. Asta era. Respir, doctor. Și adevărat că s-a dus la fontene, a zis, cine e și Nichita asta? Da, și ultimele cuvinte sunt, respir, doctor, respir. Dora, despre care el spunea tot timpul, suna prietenii, spunea, Dora vrea să mă ucidă că îmi dă hrană caldă. El ne mâncă niciodată hrană caldă. Da. Suna prietenii și zicea, băi, iarule, vrea să mă omoare. Aoleu, cum, zice, îmi dă hrană caldă. Ca să încheiem memoria lui Eminescu, Nichita Stănescu este Eminescu secolului 20. Corect, asta el spune tot timpul că dacă ar fi să scriu cel mai frumos catren, cum e ăla? A zis, păi cine a scris? Eminescu. Cine a dat erou de la plec? Grigorescu. Cine a dat? Și așa, Brâncuș și Enescu. Uite, la anul nu facem 40 de ani fără Nichita. Și fără Hamza Pelea. Corect. Morți în acest... Unul după altul. Nu, unul după altul. 12-13. Așa. Unul 12, unul 13. Am fost la mormânt în august, la mormântul lui Toma Caragiu. Parcă ți-am povestit. Spar tot. L-au refăcut. E refăcut ăla? E soclul repus, încă nu e inscripția.
e scris cu creionul, Toma Caragiu. Știi ce întreabă omul tot timpul? Păi cine mai vrei, mamă, să-i aprindă lumânare? Ca și cum ăla care a murit la 1720, dar a fost șmecher, ar trebui să aibă un neam până acum. 20 de alte generații care să nu se aprinde o lumânare Lungolescu. Să vină bă neamurile lui. E exact ce a spus Cogălnicianul la pensia lui Eminescu, pentru că sunt români, eu înțeleg să-i dau ăstuia. Da, nu pentru că... Și zice, păi cine vrei, bă, nebunule, să mai aprinde lui Eminescu? Au murit toți. N-are bă cine să-i aprinde. Știi, așa gândește rău. Păi cine mai vrea la să-i aprinde? Tu, mă, că tu vorbești limba română datorită ăluia. Și a zis, păi nu mai are neamuri, că ăia s-au stins pe la 1800, au murit toți ultimii. Nu știu, frate, să găsesc un neam, bă. Să găsească un neam. O lumânare e un leu, 2 lei cât e, adică nu mai e problema de asta. Dar măcar te duci acolo, faci o poză și o pui pe Facebook. Bă, de sună ciudat, dar am fost la mormânt la ăla, cel mai bă, l-a uitat pe ăla. Că te-ai împiedicat de mormântul ăla, că te-ai dus pentru un bunic de-al tău și întreagă, că ai sărit peste ăla lui Toma Caragiu și ai zis să facă o poză. Nu știu. Sau uite, foarte care bine, oricum... nu ai aprins o lumânare lui Eminescu, ai fost, du-te și cumpără o carte de poezie a lui Eminescu. Te-ai dus departe, mai bine aprindem o lumânare. Mai bine aprind. Știi cum zic eu tot timpul din termen, din sintagma educație sexuală în România, nu sexuală, ne sperie. Educație. Nu sexuală, că sexuală mi-a trimis bancul ăla fain. Să uită băieții la filme, știu cum să face, nu-i problema la 14-15 ani, la revedere. Nu sexuală, nu, educație e treaba, e problema. Dar educație de orice natură, pentru că a apărut și internetul și noi acolo intrăm și vedem și aflăm tot, ne tratăm de pe internet, creștem copilul de pe internet, unele zbune, unele zbune, un 2-3-4%, te ajută noapte, tutorial a schimbat becul la Ford. Până mă duc eu la gica al meu care e super băiat, dar are 10 mașini pe rampă să schimbe un bec, băi, eu am la ăsta setul motor de făcut, tu ai venit cu un bec trăițar, iau tutorialul, îmi prind mâna un picus pe acolo, dar îl schimb, ăla-i bun. Dar n-ajunge să crezi că ești... Eu am făcut gula și în viața mea și am avut niște prieteni, bă, tu ești un ardeal cu dragul, știi să mai zici, prost, n-am gătit în viața mea niciun ou prăjit. Am stat 4 ore pe YouTube, am văzut toate rețetele de gula și am făcut cel mai tare gula. Sunt bune. Dacă mergem la cultură, la artă și la astea pe internet, deși ar trebui să fie mult mai ușor. Noi ceea ce am discutat acum, dacă mergem acasă și stăm 4 luni de zile, scoatem un site senzațional. Acum 20 de ani stăteai în bibliotecă 2 ani. Normal, clar. Da? Nu găseai cartea. Gândiți-vă că bibliotecile școlare erau un singur exemplar și te trimitea profa în 84, du-te ia poeziile lui Eminescu, te ducea, erau două. Bine, se presupunea că în casa ai un Eminescu, dacă îți dădea de citit Jebeleanu, apropo, Jebeleanu e la voi? Nu, dar să amintim o chestie, că n-am apucat să ajungem nici în tur. Eminescu a mai stat la un moment dat pe strada segmentului numărul 9, actuala Ioan Slaviș numărul 7. În aceleași cămăruțe în care a stat Eminescu la 1880, a stat Jebeleanu în 1940. Și au fost distruse de bombardamente în 44, acum e un bloc al petroliștilor făcut. Aha, ulterior. Da, da. Trebuie să mergem. N-am reușit noi că a fost prea scurt timpul. Da, da. Dar cine ajunge, Doamne, este strada București, Ioan Slaviș numărul 7. Am ieșit de la Apostol de acolo, eu care nu le cunosc pe toate și stăteam așa și am zis, băi, în față e asta lui Eminescu. Peste aia este hotelul Transit. 2 metri mai încolo e toată Dâmbovița care a fost acoperită și puțină lume știe, da. În partea dreaptă este bazinul de la operetă, da? unde s-au dat primele concursuri de not de la noi. La tir. La, da? Federația Română de Tir și Dare la Semn. Cum era, da? Te duci mai în spate. Sala de scrim a operetei. Sala de scrim. Lipit de ea este la povarul unde a duelat. Unde s-a duelat. Adică nu trebuie să faci eforturi să le cauți. Clar. Da? Noi nu am făcut tur cu zona. Tu stai acolo și zici, poc, ai în linie dreaptă, cum îmi place mie să zic, ai 500 de metri, maxim 500 de metri față de fiecare din ăsta. Poc, nu mai vorbesc că ai Uranusul cu Casa Poporului, că nu, acolo m-am dus departe. Eu zic, oriunde te duci în București ăsta, da? Dacă nu m-a interesat, au găsit unii, sunt aia beti. Ai Spiridon vechi cu Pisania în greacă și în arabă, că a fost închinată Patriarhiei Antiohiei. Ai mai încolo nebunia noastră de care vorbim, de Bâncoveanu, de s-a păstrat pe blocul din centru civic. Și așa, ai Domnița Bălașa, ai strada Bordea... Băinaru Bordea. Băinaru Bordea, care e primul român mort, nu? Da, nu, da. Nu primul român, e primul ofițer. Da. Mort în primul război mondial, da? Corect. Și când noi ne ducem la fondata să schiem, hai să trecem și pe la băiatul ăsta să aprindem o lumânare, că ne ia 3 minute. Pac, te-ai dat jos în goana, nici nu oprești motorul. Nu oprești motorul la mașină. Bă, am o nebunie, mă duc până acolo la pac, am aprins, am dat drumul. Știi ce ocazie am avut să... Da. Și ca dovadă că se poate. M-a sunat o doamnă după ce am făcut documentarul cu domnul. Bună ziua, domnul Damian. Nu vă spun unde am făcut rost de număr, dar am văzut că faceți turne. Faceți și cu noi? Zic, da, doamnă, fac, n-am niciun fel de problemă. Dar cu ce ocazie? Știți, noi suntem un grup de prieteni, părinți, copii, și noi în fiecare săptămână mergem pe undeva să învățăm ceva despre țara noastră. Mamă, cât e de frumoasă asta. E tare, da. Băi, jos pălăria. Oamenii au vrut în Belu, oamenii au vrut în centru vechi.
cum zic eu, nu suntem morți, de tot suntem în coma asistat, exact. Așa. Suntem, adică avem țăbușca aia pe față, dar nu piuie. Mai sunt oameni ca voi care vor să facă ceva și să repare ceva. Erau copii de 14-15 și fără interes, știi? Adică ce dracu, eu stau normal, militar la etajul 2 într-un bloc, ce interes aș avea să mă duc să pun plăcuțe cu Mihai Eminescu? Adică bă, ce naiba aș câștiga din asta? Dacă s-ar face un muzeu în sectorul 6 despre excoici, ce câștig aș, știi, ce câștig am avea noi? Băi, ești patron acolo, vine aia, ți-ai luat 100.000 de euro. Și nu fie. Da, nu e nimic, dar uite, eu aș vrea să fac un site, de exemplu, despre cartierul militar. Domne, de la 1879, când s-a despărțit de Comuna Roșu și a venit ușor, ușor, ca parte a Bucureștiului, cum era o văgăună, nu știu ce, până acum 2023. Dar trebuie să găsești și pe cineva care nu poți să știi tot. Ok, cauți niște cărți, sunt unii care au niște poze, cum arăta. Mai are timp lumea să facă treaba asta, că trebuie să mai găsești încă 4-5 nebune. Lumea mai are timp dacă se și plătește. Da, ca așa benevol, o prișene... Păi de-aia e întrebarea, ce interes ai tot timpul și când faci ceva benevol, ce interes ai o prișene, ce ai interes ai... Exact, nu mai poate să facă nimeni. Nimeni nimic fără interes. Fără interes. Da, noi aici discutăm treabă bine, păstrăm proporțiile. Dumneavoastră la un nivel, eu la un nivel, că la un nivel. Da. Gata. Nu suntem niciun muritor de foame. Noi ne facem banii de unde ne facem și încercăm fără să nicio mai... Fără nicio legătură cu Eminescu, exact. Adică niciunul dintre noi nu trăiește din Eminescu. Exact. Bă, voi sunteți la teatru, trebuie să vi se bage două piese de ale lui Eminescu sau două poezii? Nu! Normal. Da. Am făcut-o pe asta cu Răzvan, cu... Are 43.000 de vizualizări, dar e fără sponsor, fără nimic. Domne, nu uitați că din aia 18 personalități, ca lumea ale Unirii, 12, au murit la Sighet, Aiud, Gherla sau Cutare. Acolo nu poți să vii să faci bună ziua, Unibet. Hai să mai viralizăm un pic. Da. Ai făcut 1 decembrie, de 1 decembrie o emisiune, da, cu marile personalități la Unirii. 25 de minute, pentru că nici eu nu mă pricep, nu pot să le duc mai, nu sunt, eu sunt tibiți. Și ce soartă au avut mulți din morți, 12 din 18, deci practic ea... Am văzut, da? E a doua treime, nu? Da. 2 pe 3 din ei, dintre ei, au decedat în închisorile comuniste. Da. Și am spus doar atât, domnule, astăzi e ziua națională, nu zice nimeni să jelim. A, să mănâncă porcușorul... Aduceți-vă aminte de oameni ăia și... Aduceți-vă o lumânare, exact, zic, bă, chiar dacă ăla te va lua de nebun, domnule, memoria lor care au făcut Unirea, aia toți la masă, o să zică, băiatul e pe al rând, s-a dus, s-a dus. Dar în sufletul tău aici nu câștigi nimic, ce doamne. Hai că mi-a venit mie o încheiere. Hai să încercăm, că vreo idee să mai hai să încercăm în memoria lui Eminescu să nu mai avem personalități naționale de care să ne pară rău că i-am lăsat să moară în mizerie. Hai măcar pe corect viitor să facem, să fim conștienți de pe cine mai avem, lăsând la o parte, că suntem în mizerie, suntem cu tare. Bă, cine-i bun? Ăla. Da, noi ce putem să facem este să-i aducem în memorie scris și vorbit. Aia care s-au dus autoritatea statului, să ne pară rău și să încercăm să-i actualizăm, aia care sunt încă în viață, hai să deschidem, da, un pic cu chestia. Dar și chiar cu asta am terminat, mai dau încă o dată exemplu ăsta, vorba voastră, nu dau nume, dar e muzeul tehnic. Am urlat de două ori la Neața, mergând și filmând acolo și odată la Observator m-au lăsat live 5 minute să ții, bă, nu puteți închide muzeul tehnic unde e pila lui Carpen, nu puteți închide, prima mașină, faceți live ceva alu Persu și alu toți ăia, bă, nu puteți așa, 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 așa. Și am rugat-o pe doamna de acolo, poate ne aude, că nu mi-e jenă, nu mi-e nimic, și am zis, doamnă, veniți la un podcast, să vorbim o oră și jumătate, eu nu câștig nimic, mie o să facă 40.000 de vizualizări, dacă îl chem pe Bobonete fac 1.000.000. Da? O să fac 40.000 de vizualizări, dar vorbiți, veniți să vă, nu câștigăm nimic, eu stau militar, n-am legătură cu parcul Carol, nu câștig nimic din clădirea, nimic. Da, 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 vre. Mi-a scris pe mail, a trecut jumătate. Tăticule, mai mult ce să faci? Normal. Vrei să zic același lucru cu Muzeul Sportului? Noi luptăm cât putem, cât se poate, atât, atât cât se poate mai. Bă, dar ce nu faceți ceva? Păi, bă, nene, eu sunt primar sau sunt, ce normal să fac mai mult? În afară de o postare pe Facebook, o vorbă spusă la un post de radio și una la TV și o chestie din asta la ușă, ce poți să faci mai mult? E singurul muzeu din lume care ține de o firmă particulară care n-are obiect de activitate muzeu. Aia e electric, atrag fire. Și a zis, bă, noi la un moment dat ne-am trezit cu muzeu. Ce vreți să facem copiii mei cu el? Că noi n-avem un nomenclator prevăzut acolo, custode. Noi punem becul și schimbăm siguranțe și producem curent. Noi n-avem custode, n-avem șef, n-avem restauraționist sau cum să cheamă. N-avem astea, că noi nu facem asta. Luați-o. Noi am ținut-o la electrică cât s-a putut. Au venit acum restructurări. Nu putem, că nu e obiect de activitate. Deci, gata, se închide un muzeu. Nu! E ținut de firmă particulară, nu de statul român. Aia n-are obiect de activitate. Dacă în ăla ei scria, da, n-ați mai vrut. Altceva. Da? Veniți statul român, da, fă corect, ceva. Nu limităm la personalități, vorbim și de instituții. Nu lăsați nici instituțiile să moară. Cum o să-ți moară muzeul tehnic? Cum să-ți moară muzeul tehnic, da, când ai un băiat, primul lucru la pășit, fetițe, normal, dar în primul rând băiatul, duci la Muzeul Căilor Ferate din
Gara de Nord, o zic la fiecare podcast, cred că sunt 200 din astea, unde miroase a pipi de înțepenești la linia 14, unde ai biroul original al lui Angel Salini, unde a proiectat podul. Ai cea mai mare dioramă din București sau din partea asta de Europa. Îl rogi pe domnul ăla să-ți dea drumul, trec trenulețe, rămâne copilul o oră jumate, nu mișcă. Îi mai bagi doar un biscuit și o sticlă cu apă, dar el nu se mișcă de acolo. Trec alea, ăla dă drumul, inginerul ăla e plin de patos, să-ți explică cum am niște pompieri care dau cu un ciocăneam, ăla nu-l scos de acolo o oră jumate, două. După care săptămâna viitoare ca băiat îl duci la tehnic și îi explici, uite mașina, uite bicicleta, cum arăta și așa mai departe. Cum dreptul să lasă moară, Doamne iartă-mă, că suntem în post, așa ceva. Așa. Și să nu faci nimic. Deci încercăm angajament de anul nou să-i reactualizăm memoria lui Eminescu în București. Da. Pentru anul viitor. Da. Cu cea mai mare plăcere. Găsește, tu că ai pârghiile, găsește omul care ne dă girul. Eu mă ocup de partea băieți culturală, care spar sevințe în tu de partea media, domnul Sorin, dă greu. Da. Da. Da, de greu. Și domnul Sorin de toate. Da. Bun, și hai să-i dăm drumul. N-avem nimic de câștigat. Îl luăm, îl promovăm pe Facebook-ul fiecăruia. Dar am primit și mie provocarea la retur. Ia, Păstorel Teodoreanu. Da, da. Facem mai da, facem și de-alea. Nea Păstorel, care a domnit în brocul carton, nu? Și care a căzut la cutremur și el când a venit a zis, domne, cât am băut. Hai să-mi recu, că nu mai învă bloc. Că nu mai învă bloc. Doamne, cât am băut dacă nu mai învă bloc. Ei au zis, unciule, a fost cu tremur mare, frate, și a zis, Doamne, cât am hai băut. Hai să recuperăm și pe nebunul ăsta frumos. Da. Că merită. Da, lumea o să zică, v-a săgnit, aveți vreo casă de-a lui prin București, pe care ăla cu bani vrea să o ia, și voi doi cu astea, nu, și eu stau militar, să înțeleagă ascultătorii noștri așa de final, că domnul Prișan nu doar vorbește, dar și face. Face exact. Eu l-am sunat acum o săptămână cu rugămintea, uite, eu fac tur cu Eminescu prin București și am vorbit cu tine la podcast, hai să ne vedem. Și singurul răspuns a fost, numărul l-a rezolvat. Bagul l-a rezolvat. Adică de să refuz despre Eminescu. Normal. Dar nu te ipocrizie. Nu, vrem să facem. Da. Cât se poate. Și mai ales că ai trecut prin locurile și le-ai văzut cum se demolează sub ochii tăi. Bă, mi-a povestit bunicul că la 1917, bă, o fi fost, săraci, Dumnezeu să ierte. Dar ai văzut sub ochii tăi. Sub ochii tăi vezi oameni care se duc în fundul gol și în țâțele goale și fac poze la mormântul eroului necunoscut. Da, da, cu flacăra care arde spate. Punct. Da. Punct. Gata cu asta. Mulțumim punct. Frumos pentru... Noi mulțumim. Nu merge cu sărbători fericite, cu să dea Domnul să avem un an bun, că asta contează, și cât putem să nu uităm pe oamenii ăștia. Asta e cel mai important. Cum am scris eu, adică, suflu puternic, pe mai departe. Suflu puternic. Sănătate. Mamă, e două. Stimabile. Să vă dea Dumnezeu sănătate, eu mulțumesc, să trăiți domnul Sorin.